Onorată asistență, bună ziua! Începem ședința Consiliului Științific Specializat pentru evaluarea tezei de doctor habilitat în pedagogie în data de 20 decembrie 2023, ora 20. Îmi permite să aduc la cunoștință decizia Agenției Naționale de asigurarea a calității în educație și cercetare, numărul 2, din 27 octombrie 2023, prin care se constituie Consiliul Științific Specializat la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Ceanu din Chișinău, abilitat cu dreptul de a organiza susținere tezei de doctor habilitat în științe pedagogice a doamnei Paneș Aliona cu tema Reconstrucția pedagogică a eticii în instituția educației, specialitatea 531.01, teorie generală a educației. Consultant științific, Paolo Tatiana, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, în următoarea componență. Cojocarul Vasile, subsemnatul președinte, doctor habilitat în științe pedagogice și profesor universitar, Zadoievski Corina, secretar științific, doctor în științe pedagogice și conferențiar universitar, Gustav Vladimir, doctor habilitat în științe pedagogice și profesor universitar, Kuznetsov Larisa, doctor habilitat în științe pedagogice și profesor universitar, Andrisky Fiorica, doctor habilitat în științe pedagogice și profesor universitar. Referență oficială. Coș Constantin, doctor în pedagogie, profesor universitar România. Dandara Otirea, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar. Siguraș Postice, Iurica, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar. Competențele profesionale ale membrilor Consiliului Științific Specializat sunt în corespundere cu tema cercetării și fac parte din dosarul toate ale pretendente. Menționăm că publicațiile membrilor Consiliului Științific aparente tezei examinate, aferente tezei examinate, sunt în formularul indicat în formularul 7, stabilit de ANACET, cu completarea fiecărui de către fiecare membru al Consiliului Științific pe referințe oficiale. În continuare, ofer cuvântul secretarului științific pentru a trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendenții și conformitatea acestora cu documentele respective, cerințele respective. Poftim, doamna Zăvăiesc. Mulțumesc, domnul președinte, stimate domnule președinte, stimate membri a Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Doamna Paneș Aliona, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, actualmente șef al Departamentului Psihopedagogie, Psihologie și Management Educațional la Centrul de Formare Continuă și Leadership din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, a realizat studii superioare la Universitatea de Stat Pedagogică, Ion Creangă, obținând nivelul în clasificarea națională profesor de limbă și literatură română. În anul 2009 a obținut titlul științific de doctor în pedagogie, susținând teza de doctor cu tema deciziunea managerială ca factor al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. În anul 2013 a obținut titlul științific didactic de conferențiar universitar. Între anii 2013-2015 realizează studii postdoctorale la specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Este de menționat faptul că doamna Paneș Aliona are un stadiu pedagogic de circa 30 de ani. Publicațiile la tema tezei sunt în număr de 48 și corespund cerințelor regulamentare. Și sunt, deci, după cum urmează, monografii. Monoautor, una, suport de curs, unu, un ghid metodologic, trei articole în reviste științifice din străinătate, recunoscute, indexate Copernicus și Scipio,
10 articole, deci în reviste din registru național, categoria CICEM, 11 articole în colegeri ale lucrărilor conferințelor științifice internaționale, inclusiv desfătare, inclusiv 2 articole de, în categoria Web of Science, în România publicate, 18 articole în lucrările conferințelor științifice internaționale în Republica Moldova, 5 participări cu comunicări în plen la conferințe științifice internaționale, una România-Bacău. Disertația a fost examinată în cadrul ședinței Catedrei Științe ale Educației și Management la etapa primară a Universității Pedagogice de Statul Unteandă. Fapt confirmat prin proces verbal numărul 14 din 30 mai 2023, care este anexat la dosar. Anterior, deci ședințe catedrei au fost aprobate în ședințele catedrei 2 rapoarte anuale privind realizarea studiilor de postdoctorat, prezentate de asemenea în dosar. Ulterior, după ședința catedrei, teza a fost examinată, evaluată în ședința a 2 seminare. În ședința seminarului științific de profil a Universității Pedagogice de Statul Unteandă, fapt confirmat prin decizia din 26 aprilie 2023, conform formularului de evaluare au fost acumulate 73 de puncte din 70 posibile, teza fiind aplicată bună, comandat promovare în Consiliul Științific Specializat. Al doilea seminar, deci, de cadrul Universității și de stat din Moldova, fapt confirmat prin decizia seminarului științific din 16 iunie 2023. De data de 17 noiembrie 2023, a avut loc ședința prealabilă membrilor Consiliului Științific Specializat, în cadrul căreia s-a examinat nota informativă a ANACEF și gradul de realizare în teză și în rezumatul tezei a recomandărilor și a obiecțiilor înaintate, fiind stabilită și data susținerii tezei. În concluzie, menționăm faptul că actele din dosarul pretendentei Fani Șaliona, doctor conferențial universitar, la titlul științific de doctor habilitat în științe ale educației, sunt acceptate în corespundere cu cerințele Regulamentului de Organizare și Desfășurare a Programelor de Postdoctorat, hotărârea Guvernului numărul 499 din 25 mai 2018, și a metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice, hotărârea Guvernului numărul 497 din 23 octombrie 2019. Pretendent a prezentat la toate etapele și rezultatele antiplagiat, care constituie deci peste 90% de autenticitate. Acestea sunt datele principale cu privire la actele incluse în dosarul doamnei doctor conferențiar universitar Fani Șaliona. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați. Vă mulțumesc pentru atenție. Da. Întrebări? Nu sunt întrebări, da? Vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Deci, oferim cuvântul pentru prezentarea conținutului și a rezultatelor cercetării doamnei Aliona Paneș, timp de până la 40 de minute. Poftim, doamnă. Doctor. Domnule președinte al Consiliului Specializat, stimați membri ai Consiliului, onorați referenți și oficiali, stimați oaspeți, propunem spre atenția dumneavoastră rezultatele cercetării noastre care au fost întrunite într-o teză de doctor habilitat, tema de construcție. În contextul actualității, ținem opinia că este dominantă și generează mare energie, continuăm să vedem în practică, în locul educației, în funcționamentul experienței. Trebuie să ținem seama că în ultimul timp s-a accentuat fenomenul de covalitare, inclusiv a problemelor de la tine, morale, cum sunt cele referitoare la de unul și pentru a depăși situațiile de că nu s-a ajuns să recunoaștem noi cum comun de valori care societate de azi se consideră ca suficiente pertinente pentru a-și îndemnea ideile programului sistemului educațional, se impune înțelegerea faptului că nu se poate sarcina societății democratice este a provoca
trecutul individualismului de a reabilita inteligența actualmente, surprind tendința a numeroase țări din Uniunea Europeană de a reveni la inteligența morală centrată pe demnitatea omului ca spiritual. Se poate vorbi mare despre adevăratul de naștere în acest timp pe care ne obligă într-un fel să revenim la fundament. Este în ce în ce mai puternic în dreptul de ontologie, dând naștere la instituția și practic politică. Era etică, a venit o vindă publicată în care se încercați nou, după cum se află, în unele lucrări după Lipovetie, secolul 21 va fi. Astfel, în cercetările realizate până la moment, este un dezacord evident între conceperea științei a etică și reverberația epidemiologică la deschidere educaționale. Aceasta conduce la formularea problemei cercetării, care am formulat-o printr-o întrebare și ne propunem să răspundem la ea în continuare. Totuși, care sunt fundamentele privind cu aplicativ de reconstrucție pedagogică a etici în instituții educației în vederea ameliorării acestui formativ? În această ordine de idei am formulat scopul cercetării care rezidă în fundamentarea epistemologică a pedagogiei etice în contextul valorizării educaționale. De aici rezultă nouă obiective ale cercetării în care ne-am propus să pornim de la o analiză sintetică a conceptului de etică până la componenta de configurare și validare experimentală a metodologiei transcendentale cu numări inteligenței pedagogiei, care se înscrie în contextul modelului pedagogic. În această ordine de idei, referindu-ne la sinteza metodologiei de cercetare, s-a bazat această cercetare noastră pe un șir de teorii, concepții, viziuni, idei, opinii ale cercetătorilor în domeniu atât internațional, și național. Aici se înscriu teoria lui Kant cu imperativul practic, teoria meliorismului social, teoria constructivistă, teoria normativă a etii, teoria postmodernistă, concepția reconstrucționistă, concepția renașterii etice, concepția privind etica politică, concepția etice, concepția etice aplicate, viziuni privind relația etică, morală, moralitate, viziuni privind reevaluarea problemelor educației actuale, viziuni privind etica pedagogică, ideile privind instituția educației, ideea noului umanism, opinii privind coordonatele valorilor morale, opinii privind tehnologia etică, respectiv ne-am propus și am utilizat starea noastră metode teoretice, experimentale, practice, termenice. Dacă e să vorbim despre rezultatele științifice ale cercetării, am inclus un șir de rezultate, legitățile etice, un normativ al pedagogiei, panorama educativă a personalității, metodologia transcendentală a formării inteligenței pedagogice, abordarea socioconstructivistă, principiul centrării tridimensionale, modelul pedagogic al educației, proiectul formativ experimental, aceste entități înscriindu-se în concepția prospectivă a pedagogiei etice, cu toate finalitățile incluse, legitățile, funcțiile sau componenta normativă. În contextul primului obiectiv, am analizat originile etice și s-a definit etica ca definiție în opinia unui șir de filozofi și cercetători, începând sau pornind de la Socrate din Antichitate
la zilele noastre de astăzi, de exemplu, în România, Petru Andrei, Popov, Ivan, în Rusia, Andreev și alții. În context, etica este considerată știința comportamentului amoralilor subturit ca principiilor care guvernează temele practice, ca disciplină filozofică, respectiv ca știință sau teorie despre viața morală, are în vedere acele elemente constitutive care compun universul moral. E vorba de componenta normativă, norme, reguli și așa mai departe. În contextul celui de-al doilea obiect, s-a făcut referire analitice la deosebire dintre etică și morală, s-a analizat tipologizarea etică, normativă, descriptivă, etică filozofică, datorie, etică drepturilor, etică profesională. S-a oferit un decupaj aparte conceptului de cercetătorul Rurich, care afirmă că de rând cu lumea naturală, în contextul celui de-al treilea obiect, am analizat rapoartele UNESCO privind educația, unde se reliefează larga osatura problemelor educației la începutul secolului al XXI-lea, s-au dedus ideile că tensiunea dintre spiritual și material, educația trebuie să ajute la formarea unui nou umanism cu o componentă etică esențială, se poate vorbi prin urmare, începând cu anii 90, despre adevărată renaștere a ei. Respectiv s-a clarificat sensul noțiunii de instituția educației, precizând că instituționalizarea apare oricând există o stare locă între cei care acționează acțiunilor devenite de prinde. Altfel spus, orice astfel de stare. La fel au fost analizate contextele codurilor deontologice, puncte de vedere privind planurile de învățământ, cu referire la programele școlare sau la curicula disciplinare, că trebuie să lase suficientă autonomie profesorilor pentru a propune teme încorporate cu nevoile elevilor. Factori care fac pe oameni să-și pună probleme etice la nivelul vieții personale și politice. La fel a fost formulată una dintre legitățile pedagogiei etice, anume legitatea umanismului educațional bazat pe componentă etică esențială, care pune în valoare etica ca o creație curetică în domeniul educațional. Trecând la cel de-al patrulea obiectiv, s-au interpretat în acest context problemele integrative ale etice, s-au analizat un șir de viziuni privind etica, s-au identificat datoriile morale perfecte față de sine și față de alții, s-a stabilit că etica lui Kant este o etică a intenției. Tot în acest context al eticii kantiene s-a concluzionat că a fi autonom în viziunea lui Kant înseamnă acțiunea moral. Sloganul neo-kantian înapoi la Kant rămâne o provocare ce trebuie să fie explorată înainte să fie respinsă. Dar, după cum am discutat la celelalte ședințe, acest slogan înapoi la Kant nu este absolut nou, vine sau rezultă prin filiera biblică sau din Biblie, le găsim în cele 10 porunci ale lui Moise. În contextul celui de-al cincilea obiectiv, au fost delimitate coordonatele etice în raport cu cele morale și cele etice, s-au analizat răsături ale valorilor morale, s-a dedus că simțul natural al binelui cu care se spune că oamenii se nasc trebuie să ținit prin cunoștințe și prinde asigurate de un învățământ corespunzător. S-au analizat semnificațiile de verbului moral care nu se confundă cu adevărul etic. S-a afirmat că valorile morale sunt valori personale, iar valorile etice au ca factor omul ca persoană. Vizează acte ale persoane. La fel s-a analizat
conceptul de demnitate umană și devenirea persoanei etice. S-a argumentat că una dintre cele mai importante motivații ale puterii etice să concepțească și necesitatea examinării deontologice. La fel a fost consemnată panorama ecologică a persoanei etice. Au fost analizate funcțiile etice predictive, normative, axiologice, persoasive. Și în această ordine de idei s-a ajuns la formularea unei alte legități, și anume legitatea valorii etice ca un regulor al individului emotiv sau umane în contextul acțiunii sale libere și autonome în procesul personal sau descoperirii sale ca persoană etice. Trecând la cel de-al șaselea obiectiv, aici, la fel, ne-am propus și am analizat întâlnirea eticii aplicate în cadrul actualului instituției educației, vorbind de la ideile unui șir de cercetători Richardson, Brook, Boșan, Lipovetski, Habermas, în România, Valentin Mureșan, Elena Macavei, domnul profesor Constantin Coș, s-a evidențiat cadrul metodologic de promovare eticii aplicate, s-a dedus că etica aplicată este formată dintr-un ansamblu de discipline care încearcă să analizeze filozofic cazul, situații, dileme relevante pentru lumea reală. Și s-a formulat următoarele două legități, legitatea schimbării rolului eticienilor în procesul de externalizare a eticii aplicate în funcție de intruziunea ei în instituție din interiorul acestui. Și legitatea pragmatismului etic bazat pe imperativele mereu valabile ale relaționării în instituții educației, ar fi necesar această legitate, mai ales, evident că alături de celelalte, dar în special pentru competențele noastre de astăzi. S-a relevat tabloul postului. În contextul celui de-al șaptelea obiect, a fost examinat contextul instituției educației imediat de influența postmodernismului, abordat iarăși de un șir de cercetători. Au fost analizate noțiunile esențiale care au devenit entități, competența etică, gândirea etică, autonomie și autolegiferarea obiectivă, virtutea și etică autoritaristă, instituționalizată. S-a relevat ideea esențial în contextul cercetării noastre, reconstrucționismul ca orientare școlii să-și asume responsabilitatea construirii unei ordini sociale în cadrul democratic. Prin reconstrucție pedagogică avem în vedere o revedere a unui domeniu, în cazul dat domeniului etic, din perspectiva meliorismului pedagogic, creșterea puterii pedagogului prin dezvoltare construirea anumite ordini numită pedagogia eticii. S-a definit pedagogia eticii fiind o nouă direcție în cercetare. Au fost formulate reguli, finalitatea, obiectivele acestei direcții. Considerațiile aduse au circumscris și formularea conceptului a pedagogiei. La fel, formularea celor patru legitimitate pedagogice, analizate anterior, s-au identificat componentele de bază ale pedagogiei, legitățile numite anterior, abordarea socioconstructivistă a pedagogiei, sistemul normativ al pedagogiei, principiul centrării tridimensionale, panorama evolutivă a personalității etice, modelul pedagogic, metodologia transcendentală a formării inteligenței experimental, s-a determinat că linia de acțiune formativă a pedagogiei poate fi axată în mare pedagogice. Un obiectiv esențial, obiectivul al postului, care se referă la elaborarea modelului pedagogic, am propus să-l organizăm din două părți, partea teoretică
tehnică și partea aplicativă, la fel în contextul acestei studii, deci a fost structurat pe patru niveluri. Nivelul 1, fiind etica aplicată, ca o componentă esențială ce rezultă din cunoștințele referitoare, analizate în contextul, în prim plan despre etică, etică creștină științifică, coordonatele etice în raport cu educația, dezvoltarea personalității etice și, numai decât, antecedența etice. Al doilea nivel, ce ține de contextul actual al eticii în raport cu educația, ne-am propus următoarele momente spre analiză etică și problemele spre valorile educației în contextul actual, termismul, individualismul, toate acestea luate împreună, deja se înscriu în nivelul al treilea, care se referă la ideea reconstrucționismului și anume pedagogia etică, fiind ca o direcție nouă în cercetarea noastră. În ceea ce privește componenta aplicativă, ține de nivelul 4, și anume metodologia transcendentală de formare a inteligenței pedagogice etice, care, la rândul ei, are toate aceste parte teoretică și deci metodologică, ca și finalitate are formarea pro-teorie a pedagogului etician, inclusiv sau implicit formarea pedagogice, ori toate acestea se înscriu în procesul de etizare. La fel, toate împreună, atât partea anti-teoretică și practică, spre ieșire, numai decât din la nivel de instituție a educației și nu rămâne aici ca și instituție educației, pur și simplu, dar avem aici controlul social care ne sugerează că e nevoie de schimbarea prin, ziceam noi, fundamentarea acestei noi direcții. În contextul celui de-al nouălea obiectiv, care se referă la continuarea și adaptarea la metodologii transcendentale a formării, ne-am propus explicarea ce este și fundamentare ce metodologie la transcende, care constă a trece dincolo de în adecuatorii, manifestând pasiunea de a accepta ce se află dincolo de limite. În viziunea noastră, componenta aceasta de reflexitate a cadrului didactic în raport cu comportamentul său, ori analiza consecințelor comportamentului pe care l-a făcut sau gândește că îl va face, evident că componenta transcendentă. Pe de altă parte, de ce am zis metodologie transcendentală? Pentru că este și o componentă specifică experimentului pe care l-am desfășurat, un experiment altfel decât cel clasic organizat de alte cercetători în S-a impus aplicarea unor metode specifice în această metodologie, metoda de aporimare sau asistenței, sau îi mai zice de inspirație aristotelică, metoda coherentă, metoda cazuistică sau altfel spus cazuistică și cirul de specifică de caz. Respectiv, s-a relevat perioada de desfășurare a cercetării 2015-2017, dar am reluat în mai-iunie experimentul în 2020 și eșantionul e 1200
dintre care 314 puși prin experiment, 698 participanți în fazele experimentului de constatare, formare și validare. Tipul fiind cadre didactice manageriale în experimentul de bază, angajate în consultare personală în cadrul Institutului de Științe ale Educației în orașul la experimentul de formare, participat cele 33 de grupe selectate au corespuns cu ordinului de matriculare și avem anexe 1A și 1B în de șantioane naturale reprezentative pentru vechi. Eșantionul de diagnosticare este selectat din populație de cadre didactice și reconstruit 314 grupe. A fost utilizat chestionarul presă corporală observare privind reprezentările cadre didactice și rezultatele le avem iată aici, în tabelul 5.1, vedeți, am repartizat 3 niveluri, cu nivelul 1 atins, nivelul 2 posibil de atins și nivelul 3 necesitare. Aplicarea acestui chestionar a facilitat determinarea celor 6 criterii de bază pe care le-am utilizat în continuare în cercetarea noastră, și anume, reprezentările corecte în domeniul pedagogiei, valorificate la necesități personale, transpunerea conținutului în repere de formare a inteligenței pedagogice, dimensiunea instrumentală, conținutul valorificat, calitate și defecte formare, impactul semnificativ. În experimentul de conținutare s-au identificat pe baza subiectelor incluși două loturi experimentale. Lotul experimental, 13 grupe și lotul de control. Etapa aceasta de constatare, numită epistemologia ei, a avut ca scop examinarea nivelului de esențializare a ei de către subiecte ca disciplină teoretică și interpretare de valoare, în aplicare a două probe practice, proba A, și proba B, chestionarul. Respectiv, analiza acestor probe s-au bazat pe anumite bariere deci elaborate de către prin care am determinat nivelurile de referință 1, 2 și 3. La nivelul 3 am pus necesită formare, nu am pus, n-am făcut o evaluare drastică în acest lucru. Cu referire la probele A și B, deci proba A s-a bazat pe trei criterii. Nu o să le dau și pentru că deja le-am explicat. Pe baza rezultatelor probei A, atât în lotul experimental cât și în lotul de control, s-a constatat. Pentru lotul de control, o pondere puțin mai ridicată, 3-4% la nivelul 2, în comparație cu celelalte criterii. Aceasta, de fapt, ne permite să deducem că poate să nu conștientizează până la capăt semnificația conceptelor abordate, dar depune efort pentru a da dovadă de interes în promovarea valorilor etice. Astfel, pentru ca să atingă substanțial nivelul 2, e nevoie de antrenarea lor în activități de relatare a atitudinilor vis-a-vis de contextualizarea pedagogică a etice. Și privind proba practică B, itemii sunt structurați pe baza celor alte trei criterii, 4, 5 și 6. Prin urmare, constatăm pe baza rezultatelor că o bună parte din criterii care au demonstrat eu 3 în produsele completate prin formare ar putea ușor să manifeste interes și grijă în relatarea efectelor pozitive și negative produse de unele coordonate actuale ale ei valorilor. Respectiv, a fost necesar experimentul de formare pe care l-am structurat pe 5 etape. Aceste etape sau probele din aceste etape
noi și în contextul proiectului experimental formativ, care este o entitate esențială a concepției prospective a pedagogiei ei. La nivelul acestor etape, evident că am utilizat mai multe tehnologii, tehnici, metode de valorificare a educației morale etice, dar ca și noutate ne-am propus să contextualizăm unele metode din filozofie sau din etică ca și disciplină filozofică, să le contextualizăm sau să le aducem în context pedagogic. Metoda de aporematică, oferință, cazurica, respectivă. Aici, la fiecare etapă, evident că am scris și în testă răspunsuri originale, relevante și mai puțin relevante ale subiectelor. De exemplu, la etapa 1, unde vorbim, unde ne-am propus să discutăm despre etica ca disciplină științifică prin metoda de aporematică, am ajuns cu subiecte la astfel de răspunsuri. Etica științifică filosofică pentru universități, pentru învățământul superior, ca să, deci, sugerează etica. Dacă e să vorbim despre etica aplicată, de acum să fie în școli, la nivel de formare, e nevoie de o pedagogie a etice, pentru că au stat aceste participanți. La etapa a doua, tot în această metodă, ne-am propus ca subiectii să prezinte calități ale omului medieval, renașterii romantic, pentru a ajunge pe baza a unei sinteze la calități caracteristice omului actual. La etapa a treia, deja cu metoda conferentistă, deci iarăși de exemplu cazul activității, examinațiile date am identificat următoarele. Un răspuns referit la educație, ce este educație, un proces de organizare, specializare umane, care iasă cunoaștere interfunii celor două realizări și a încurajat fiecare individ la libertate sa. Cu referire la idealul educațional sau pronunțat că este un proces organizat conform idealului educațional, care mai apoi realizând se ajunge ca omul să devină liber, pentru că fie fără libertate, cum să fie om și o altă viziune sau altă punct de vedere al subiectelor, omul să devină om în sensul separat al cuvântului. La etapa a patra, menționăm relevanța următorului consens la care au ajuns mentali. Profesorul trebuie să concentreze atenția în mod special pe organizarea mediului educațional care se axează pe performanțe și dominant ca elevii singuri să dobândească cunoaștere, el doar facilitează aceste. Aceste componente le recunoaștem, adică nu întâmplător, ne analizăm ei cu referire la postmodernism. Și la etapa a cincea, s-a lucrat la 10 studii de caz în toate grupele formative. Rezultatele sunt conștiente că subiecte experimentari au conștientizat etica ca și disciplina filozofică, dar și pedagogică. Aspectul aplicativ al metodologiei valorificării personale, noțiunea de competență, rolul pedagogilor etici, categorii. În experimentul de validare, deci la fel am avut, ne-am propus două probe,
proba 1, test cu alegere multiple, alcătui din tip. Proba 2, s-a pasat pe un item eseu, s-a bază de indicatorii de și la fel ne-am condus de acele 6 criterii de bază repartizate pentru fiecare scop. Și aici selectiv, de exemplu, rezultatele de la criteriul 2, le avem în figurile 5-6, comparând datele în aceste figuri de la experimentul de constatare cu cel de experimentul de validare, se observă creșterea procentuală de la 21% la 45% pentru nivelul 1 în lotul experimental, iar în lotul de control este o descreștere de la 20% la 70%. Nu atât de mare. Argumentarea statistică a rezultatelor pentru criteriul 6. Dar avem un criteriu respectiv 5.23-5.24. La fel s-a constatat o creștere la nivelul 1, 200% în lotul experimental. În această ordine de idei, în lotul experimental s-au registrat progrese în formare, iar distribuția rezultatelor prin nivelul de formare se registrează în acest lucru, unde se observă progres de 38% în ce privește formare inteligenței pedagogice a competenței și a sau de conduct. În concluziile generale, în ceea ce privește starea problemelor teoretice în etică, urmând modelul de teză colectivă, s-a remarcat faptul că discursul etic se poate orienta către definirea ansamblului de probleme și a prin raportarea la problemele educației la momentul actual s-au dus dovezi că pentru faptul că în termenii economici și sociali, progresul a adus în mod firesc elaborarea unei viziuni care să conserve tot ce avem mai bun valoric, care să deschidă axiologic spre dezvoltarea valorilor democratice prin piață culturală. Rămân până azi valoroase pentru orice etică, inclusiv pentru cea în pedagogie, doar le idei gradiene. Considerație egală pentru persoană în baza apartenenței sale la umanitate. Felicitarea tratării oamenilor ca să fie mijloace pentru interesele altora. În ceea ce privește conceptul de deontologie, s-a precizat că aceasta este particulară de sfântă etică. Urmărind calea evoluției ființei umane până la persoana umană, în vederea ilustrării problemelor de etică, a fost consemnată o panoramă evolutivă a persoanei etice. S-a constatat că există numeroase clișee comportamentale etice ale cadrelor didactice și comportamentul etic poate fi considerat investirea unui șir de principii al standardelor de performanță, principiul gestiunii situației personalizării relației, da? În contextul abordat a fost tratată interpretarea normativitate formală care se referă la competența care a procesului educațional. Pedagogia ei aduce cu sine ca noutate conștientizarea spirituală fiind un rezultat firesc al societății ecologizate în care valorile umaniste nu își găsesc un loc de centru cu bunăstarea materială. Și la nivel de concluzie generală pentru partea experimentală mai este ilustrat progresul formativ de 38%. În acest ordine de idei, evident că s-au format și multe recomandări ce vizează diverse aspecte de referință, atât teoretice, cât și practice. În această ordine de idei, în acest context, susținem că ipoteza cercetării a fost realizată și demonstrăm o noutate și originalitate a cercetării, o importanță teoretică și aplicativă a acestuia.
Noi vă mulțumim dumneavoastră pentru această amplă prezentare. Stimați membri ai Consiliului Științific și cei prezenți, vă rugăm să dați întrebări pentru a face anumite precizări referitor la valoarea specifică a cercetării. Poftim, cine dorește? Domnul profesor Vladimir Rut, poftim. Colegul nostru, înaintează întrebare. O întrebare de pizza. Eu vreau să vă deci, în formularea temei aveți reconstrucția pedagogică a eticii. Obiectul de cercetare devine etic. Mai departe, în scopul, puneți bine pedagogia etică. Obiectul de cercetare este proces de pedagogie etică. Noastră, reconstrucția pedagogică etică. Pedagogia etică. Vedeți că sinonime, vedeți altfel. Da. În text. Și când și unde, pentru că pe parcurs va una va alta, care este interconexiunea între ei. De fapt, noua direcție care, de fapt, în cazul să apară, este o problemă care e nevoie. Deci, de când reconstrucție pedagogică e, și noi ne-am propus că ele vin ca și sinonime în contextul relatat. Deci a reconstrui pedagogica. Puteți vă rog, ce faceți reconstruirea pedagogică în instituția educației? Da, deci, în instituția educației se aplică ceea ce reconstruie în mod conștient, în mod teoretic. Care logică că culori? Cred că este, eu când vreau să înțeleg. Da. De ce reconstruire în instituția? Și pentru aceea pare că e nevoie ca să alegem unde pare proces de reconstrucție. Am ales ca să fie la nivel de conform modelului am inclus ca și ieșire în contextul respectiv. Asta a vorbit în experimentul o parte de învățătorii au arătat rezultatele mai bune. Ele sunt în situații modelate, la cursuri de formare. Întrebarea mea, sunteți sigură profesor care au arătat rezultate la formare continuă, la locul de muncă, în context real, să se manifeste toată atitudinea este etică sau nu, nu cred. Vă mulțumim foarte mult pentru această întrebare, tocmai de componenta aceasta altfel. Ar fi, de exemplu, la nivel de etică pedagogică. Context de etică pedagogică. Noi ne-am ca să formăm competența etică sau să formăm, dezvoltăm, mai bine zis, dacă vorbim despre cadre didactice sau manageriale. Respectiv, acolo deja, într-adevăr, trebuie ca să verificăm comportamentele la locul de muncă. Și atunci experimentul s-ar fi desfășurat instituțional și ar fi fost ușor de controlat, da? Ca să avem și ce spunea asta, da? Ca să avem dacă da, comportamentul la locul de muncă este acel care ne dorim sau nu. Pe când în contextul cercetării noastre pedagogia e cum să valorificăm chestia
și nu întâmplător în model, în mod special am scos apart componenta aceasta pro-teorie. Și nu întâmplător ne-am propus ca finalitate formarea inteligenței. Deoarece, ca să ajungem la comportament, e nevoie de o atitudine formată, dezvoltată, și pentru ca să ajungem la atitudine formată sau dezvoltată, evident că nu poate fi în afara voinței, după cum am vorbit noi pe parcursul cercetării, și respectiv, dacă e să răspund de acum direct la întrebare, da, în baza criteriilor pe care le-am stabilit, rezultatele sunt reale, rezultatele pe care le-am primit. Procentul progresului, acele 38% în cadrul cursurilor de formare, credem noi că este un procent bun pentru ca să, la nivel de conștientizare, înțelegere și formare pedagogică, pentru ca să ne asigurăm că, ajungând în contexte reale, de ce și este dificil să formăm comportamente etice sau dezvoltăm comportamente, în contexte reale, nu se fiecare dintre noi va acționa. Da. Doamna profesor universitar, doamna Otilia Dandara, poftim. Foarte aproape, da? De ce este stat în apă? Ce de organizare? Cât la stii, deci mai inteligent, nu se poate. Între astea, timpul, astăzi, De unde vine și cum va fi format? Tocmai și în experiment noi avem și răspunsul, dar este și viziunea noastră. În acest context, pedagogia eticii ar fi bine ca să fie predată, promovată, valorificată în învățământul superior, întâi de toate, la nivel de masterat sau masterale și la nivel de formare profesională continuă. Deoarece eu am predat etica și deontologia profesională la masterat și, de fapt, repetă cursul. Deci, de la formarea inițială, ciclul 1, deci ei tot au în programele de formare această disciplină. Nu e așa? Este obligatorie și atunci când ajung la studiile masterale, oricum ei trebuie să se facă o diferență. De aceea, considerăm noi că ar fi bine ca să fie valorificată, anume, pentru că pedagogia ei poate fi o nouă direcție în cercetare, dar ea poate fi cercetare, considerăm noi. Și atunci toate finalitățile respective pot fi întrunite în programe la disciplina respectivă. În felul acesta vom putea deja număr poate mai mare de ore pentru ca să ajungem la cei ce. Da? Doamna profesor universitar Larisa Pinescov. Deci, eu tot în același text caută în ce se privește
pedagogul obișnuit, cel care valorifică varia activități încadrat în anumite discipline, pedagogul etician este cel care predă etica sau cel care valorifică etica în anumite discipline opționale. Dacă vorbim de activități educative, noi nu vorbim de situație. Nu e vorba de etica ca știință, ca și comportament. În cazul dat e vorba de competența etică a pedagogului de rând și competența etică a pedagogului. Dar delimitarea esențială a acestei noțiuni considerăm că este aceasta. Deci depinde ce valorifică, ce obiect valorifică. Disciplină, activitate. Cum să obiectul pedagogul care pedagogie? Nu, eu nu știu. Doar a priori pedagogie. Profesor de pedagogie. Interesant. Pedagogul etician este profesorul de etică. Da, etică și toate tipuri de etică aplicată. Da, poftim. Da. Etica fiind o disciplină și având la rândul ei un obiect de cercetare morală, fiind că este a studentului. Ori, finalitatea moralei este moralitatea. De ce ești considerat? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Faptele se completează. Deci, oricând este acesta pe persoană, este ușul. Dar, iată, atunci am întrebat și acum, ce înseamnă violență gratuită? Ce considerați la violență gratuită? Nu este violență. Cum asta fiecare acționează conform? Mulțumesc pentru întrebare. Vorbim despre violență gratuită. Avem în vedere gratuită în Christ și pe la prima etapă, fără sens. Este nu e cazul. Sens? Nu e cazul. Ca asta așa nu-i clar. Violența e violență. Ori e sens, ori e fără sens. Adică, așa, ești violent. Unii pun și așa, delimitatul. Și de aceea am evidențiat. Și îmi cer să de două parte. Și prof de retradiție. Violentă, relație, violentă. Nu. Iată, dumneavoastră, explicarea prof de dacă tot mulțumesc, dacă pornim de la sensurile sau mai multele sensuri ale eticii, unul din sensuri este de tradiție, cultură și așa mai departe. Deci fiecare își alege valorile sale etice pentru a le promova, dar
dar totodată acționează persoana aceasta, mă putem, acționează în anumite contexte, în dependență de propriile tradiții, valori ale sale. Tradiții, nu cu sens tradiții populare, dar tradiții vieții ce este pe care nu. Cei ce are cu individual, asta e ritualul, asta e deprinderea de acord. Dar tradiția tot ce a fost acolo. Ridicată la nivel de ritualurile deja care se înrădăcinează deja în tradiție. Bine, poftim cine mai dorește. Da. Da, doamna Otile, poftim, doamna profesor Otile Dandara, poftim. Și noi participare la adică nu poate să moral, dar aici noi am ca să, în mod special punem accent pe educația morală. Acum mai importanță. Deci, la nivelul cercetării noastre, am adus-o la... Deci, în mod special, am spus, bazându-ne pe formarea valorilor morale, atitudinilor morale, conștiinței morale, în contextul educației morale. Altfel, se speculează astăzi cu ideea că astăzi s-au schimbat valori. Valorile morale nu pot. Se schimbă atitudinea, viziunea, o viziune altfel față de valorile. De aceeași am inclus tonul acesta înapoi la plăcat. Dicția ești proapte. O reconfigurare a factorilor. Atribuind de Biblie, atribuind contextul respectiv, dar nu s-a schimbat valoare. Asta. Da, poftim, doamna profesor. Doraș Păstit. Am această întrebare și în referatul de analistă, dar era legat de cei ce au de întrebările puse de colegii anterior, referitor la valorificarea eticii din de masterat. Adică noi, cei care credăm de ani de la masterat și dumneavoastră, și care suntem în procesul de acreditare a instituțiilor, în procesul cunoaștem, avem în metodologiile respective, în special codul de etică al cadrului didactic, în ce măsură ei se valorifică, și acolo ei găsesc că sunt indicatori, sunt foarte, foarte preciși. Trebuie să lucrare foarte sau eu n-am găsit o referință la acest cod de etică care este pentru ei și noi când am discutat programul de masterat, de exemplu, am avut această și am zis că este redundant dacă faci parte etică profesională și în școală au la toate metodologiile de evaluare, începând cu deci, evaluarea cadrului didactic, apoi regulamentul de etică, codul de etică mai departe,
nu am recurs la această disciplină, mă rog, aveți argumente în lucrare, și totuși acest cod de etică, care este, dacă l-ați încadra în contextul cercetării dumneavoastră, unde ar, prin ce, l-ați valorificat la studii masterale? Sau credeți că rămâne așa la formarea continuă cum, cum propuneți dumneavoastră sau cum ați spus anterior? Ne-am documentat încă o dată și am avut răspuns celor vorbind despre codul de etică. El întâi de toate trebuie să fie valorificat în cercetarea noastră, noi l-am analizat în contextul cui este un relație cu această companie. Dar, vorbind despre codul de sau cadrul de acesta reglementează comportamentul persoanelor din învățământ prin instituția unor standarde de conduită. Indică cum să ne pune anumite circunstanțe sau respectarea acestora, da, fiind obligatorie. Este un cod care are în viitor comportament. Și când, din ce cauză nu am dat, nu ne-am oprit foarte mult la acest lucru, dar este fapt că presupune abordarea științei, având în vizor teoria și practica organizării unui proces de valorificare a etică cu o valoare explicativă recomandare. Deci, reieșind din aceste procesări, nu am considerat absolut necesar ca detaliată în studii, deoarece acesta, după cum am remarcat și în contextul altului, mai mult îl vedem analizat într-o stare care ar de etica pedagogică. Or, aceasta înseamnă deja un concept. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Cine mai dorește? Doamna profesor universitară Viorica Andrischi. Mulțumesc pentru această parte. În orice unele riscuri, unele chestiile noi le-am mai știință, dar vis-a-vis de această parte mai concretă, întâi de toate că va apărea ca și valorică a ei. Un alt aspect al riscului este sistemul educațional. La orice apropiem. Vă-ți mulțumesc. Altă dimensiune care este materie. Da, poftim, mai sunt întrebări. Poate doamna Zadaevski, domnul profesor, are... Doamna Zadaevski, domnul profesor, poștia, da, poate... Da. Nu, nu mulțumesc, deocamdată nu. Da. Vă rog pe doamna Corina. Sunt la... Bine, da, da. Dacă îmi permiteți, am și eu unit o întrebare așa de precizare. Nu ați să vorbiți, doamna, și am găsit așa doi termeni, etică și etică
teoriei. Cum e explicat cu existența acestor două mulțumi în teza dumneavoastră? Cum se trebuie să acelea sau... Eu a fost vă rog să-mi explicați cu existența acestor mulțumi în teoria sau în pedagogia ei. Care că sunt două de etice, etice categorice și ce a apucat. Fiecare a apucat și dacă este oportun este relația cu celor relaționari sau în relație de prezident, deoarece nu vom putea să fie etica Mulțumesc. Da. Dacă îmi permiteți și mie o întrebare, eu aș dori să ies poate din pradurile acestea de cercetare nițel a temei. Lumea contemporană este bulversată de apariția inteligenței artificiale. Pe de o parte, este o perspectivă, se deschide o perspectivă largă a dezvoltării civilizației umane, dar pe de altă parte, lumea este îngrijorată de situația aceasta. Dacă să vorbim despre inteligența nu întâmplător numită artificială, este o capacitate a mașinii care vizează rațiunile, rezolvare de probleme, dar dacă e să fim la nivel de inteligență, nu întâmplător ziceam că numită artificială. Asta deja este nenatural. Cercetarea noastră se bazează pe inteligența omului, a persoanei, a omului. Chiar zilele acestea participasem la un training unde coachul vorbește de fapt. A venit peste noi o altă realitate, și anume inteligența artificială, vor fi cei, deci persoanele, programatorii, vor fi în vârful piramidei, noi ceilalți vom fi nevoiți ca să ținem examene, să ne adaptăm la ori, dacă este vorbim cu perspectiva cercetării noastre, trebuie în așa fel să-i formăm pe acei care vor elabora mașinile respective pentru ca să fie să fie formați inteligent și avem și deja principii, reguli cu referire la etica în contextul inteligenței artificiale. Este de perspectivă, așa cum am inclus, este și de viitor, nu este clar. De... Nu și a doua întrebare, dumneavoastră ați terminat școala medie. Deci, timpurile cele în clasa 10-a, a studiat disciplina etica și psihologie vieții de familie. Asta a fost în anul 1989, 90, anul de studii 90-91, 92-93, 93-94 și pe urmă din 95 a dispărut din planul de învățământ. Eu, întrebarea mea care vă ofer dumneavoastră este următoarea. Aveți la recomandările dumneavoastră, la teză, foarte bune, temenici, orientate spre
desfășurarea studiilor în continuare, extinderea și așa mai departe, n-ați considerat de cuvință să faceți o propunere pentru a reveni, fie la această disciplină, denumirea ei, având în vedere că chiar situația care este la noi, în Republica Moldova, da, fie ceva asemănător, dar să introducem în ca obiect de studii, ca disciplină școlară. Facem deschidere deoarece considerăm noi că este stringent la disciplină și opțională. Aceasta considerăm noi că ne-ar ajuta la rezolvarea problemei genului astăzi. Or, prin ce considerent ar fi cazul tema acestui pentru al pe tânăr, pe tânăr, mamă, tată, oare ca să ne bazăm asta pe sau să lăsăm pe umerii părinților faptul chiar dacă faci pedagogizarea părinților în școală este prea puțin ca să ajungă. Bine, mulțumim. Mai sunt doritori, mai sunt întrebări. Doamna profesor Larisa Tunisov. Iată, de ce e ca centrat pentru că nu întâmplător noi punem o idee esențială de a valorifica sau un nou manifest cu component esențial. Da, dar e vorba că noi trebuie să-l formăm cum pe persoană ca să aibă valorile respective. În caz contrar, în raport cu ceilalți, centrat pe persoană ar însemna nu centrat pe sine, așa cum era umanismul, da? Centrare pe individualitate. Dar cu o componentă etică esențială am avut în vedere că în raport cu alții sau cu ceilalți. Deci nu contează cu natura, cu chiar și față de obiecte, cu tot ce ne înconjoară. Bine. Asta. Vă mulțumim. Nu mai sunt întrebări. Atunci trecem la următoarea etapă. Oferim cuvântul secretarului științific, doamnei Zădăievchi, care va aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarul științific de profil, în nota informativă a ANACER și în avizele altor centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Vă rog, doamna secretar. Doamna Zăgăievski. Mulțumesc, domn președinte. Stimate domnule președinte, stimate membri ai Consiliului Științific Specializat, stimate referenți oficiali, cu permisiunea dumneavoastră, prezint informația cu referire la obiectele și sugestiile puse în avizele seminarilor științifice de profil și respectiv a note informative de la ANACER.
menționăm faptul că la toate etapele de examinare a tezei de doctor habilitat, anterioare și administrativă, pretendentei i s-au înaintat sugestii și recomandări. Dumnezeu a perfectat textul lucrării până în condiția și a prezentat rapoarte privind modificările realizate în baza vizelor expertilor la toate etapele, rapoartele fiind fixate în dosar, inclusiv la o alternativă a informația discutată și prezentată în ședința preapelă a seminarului la Consiliul Știință. Acest fapt permis trecerea ca o etapă de examinare a tezei la alta și despre susținerea în Consiliul Științific de astăzi. La rezumatul tezei de doctor stabilitat în știința educației cu tema reconstrucția pedagogică a eticii în instituția educației, specialitatea 53101, Teoria Generală a Educației, autoare Pani Șaleona, doctor conferențiar universitar, consultant științific Paul Tatiana, doctor conferențiar profesor, au parvenit 10 avize. Stela, domnul Iulian Boldea, doctor în filologie, profesor universitar, director școală doctorală de litere, științe umaniste și aplicate, Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Georgie Emil Palade, din Târgu Mureș, Comunian, avize la domnul Vaciu Sergiu, doctor habilitat în știință al educației, conferențiar universitar, secretar general al ANACER. De la doamna Șerciuc Maia, doctor conferențiar universitar, șef departament știință al educației al Universității de Stat din Moldova. Anna Șova Tatiana, doctor conferențiar universitar, decan facultatea știință al educației, psihologie și arte al Universității de Stat al Ecolului din Bălți. Doamna Grașa Mina, doctor conferențiar universitar, decan facultatea de știință al educației, Universitatea Pedagogică de Stat în Utreanga, doamna Cojocaru Victoria, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat în Utreanga, Catedra Științei Educației și Management, domnul Silistradu Nicolae, doctor habilitat, profesor Universitatea Pedagogică de Stat în Utreanga, doamna Petrovski Mina, doctor habilitat în Științei Educației, Universitatea Pedagogică de Stat în Utreanga, doamna Afanasa Leona, doctor habilitat în Științei Educației, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat de Muncă, și doamnul Diana, doctor conferențiar universitar, șefa Departamentului Educației Adultelor și Dezvoltare Personală din cadrul Universității Pedagogice de Stat. Toate avizele sunt pozitive. Autorii aprecind structura lucrării, actualitatea temei, importanța teoretică, valoarea practică, rezultatele cercetării obținute de autoare, care certifică instituirea unei noi direcții de cercetare, pedagogia eticii, susținută de Constituția Prospectivă a Pedagogiei Iudicii, apărarea prospectivă a inteligenței pedagogice iudice și ilustrarea valorii ei în baza metodologiei transcendentale a formării inteligenței pedagogice iudice, publicațiile științifice sunt în concordanță cu tematica abordată și reprezintă viziunea științifică a autoarei la nivel național și internațional și mai menționează faptul că concluziile și recomandările sunt consistente pentru cercetarea, pentru diverse cercetări de perspectivă. În concluzie, toți autorii avizelor susțin faptul că analiza rezumatului tezei de doctor habilitat în știință de educație permite aprecierea că cercetarea prezintă o viziune holistică asupra eticii din perspectiva pedagogică, rezumatul tezei de doctor habilitat în știință de educație reprezintă esența științifică a unei lucrări de valoare, conține toate componentele necesare și corespunde în totalitate cerințelor în acest regulamentul normativ. Iar autoarea Pani Șaleona, profesorița universitar, merită conferirea titlului științific de doctor habilitat în științele educației la specialitatea 101, teoria generală a educației. Acestea au fost. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, vă mulțumim. Nota respective de la ANACET nu v-ați referit dumneavoastră. Nota informativă. A spus, da? Da, mulțumim, îmi cer spus. Poftim, doamna Paneș. Vreau să aduc mulțumiri autorilor de azi. În primul rând, astăzi sunt lumea, toată lumea, pentru timp, o altă valoare care, din păcate, nu fix mentalității noastre de astăzi, pentru faptul că pentru atitudinile
colective, în special pentru că au manifestat interes față de cercetarea noastră. Mulțumesc tuturor și fiecărui. În continuare, propunem ca doamna consultant științific, doamna profesor universitar Tatiana Calo, pe patru caracteristici subținte așa, a calităților personale și profesionale a doamnei Pani Șalion. Stimați membri ai Consiliului Științific, trecem la următoarea etapă foarte importantă de prezentare a rapoartelor, de analiză a tezii respective de către referenții oficiale. În acest context, ofer cu plăcere cuvântul profesorului universitar de la Universitatea de Stat Ioan Cuza din Iași, România, domnul profesor Constantin Proșu. Domnul Popoș, aveți cuvântul. Intervenția mea o datorez și mulțumesc de această cale doamne profesor Tatiana Caulo și, desigur, prilejul, ca să zic așa, mai concret, fiind susținerea curării de doctor abilitat de către doamna profesoară Paniș Aleona, pe care o felicit din capul locului pentru această construcție, demonstrație și argumentativă, pornind de la repere teoretice și un cadru ideatic deosebit de consistent, dar și de la elemente care țin de cercetare, să spunem, cu impact empiric sau cu substrat empiric, pentru că dumneavoastră a dezvoltat o cercetare complexă bazată pe experimentul, să spunem, de formare, experimentul de validare. Acum încep să prezint câteva elemente ale referatului meu și care elemente convert către substanța, să spunem, valoroasă a lucrării,
și încep cu justificarea teoretică a temei pe care doamna a ales-o și sigur a desăvârșit-o alături de doamna consultantă științifică Tatiana Cală. Considerăm că poziționarea etică în materie de pedagogie și educație nu trebuie neglijată. Sigur, mult timp o astfel de perspectivă a fost cumva periferizată sau neluată suficient în seamă. Perspectiva deontologică se impune pentru că avem de-a face cu o acțiune, un câmp ideatic sau o structură procesuală care vizează omul, împlinirea și perfectarea sa, direct sau indirect. Deontologia fixează și filtrează axiologic o serie de strategii, de tehnici, de artificii procedurale prin raportarea acestora la repere sau valori morale dezirabile, benefice pentru om și umanitate. De asemenea, și teoria ce vizează aceste aspecte trebuie să respecte prescripții de ordin deontologic. O deontologie de ordin educațional este una integrală ce trebuie să acopere atât practica din care emerge cadrul ideatic, cadrul normativ, dar și justificarea câmpului ideatic corespondent. Cu alte cuvinte, această propedeutică își propune, pe de o parte, să definească cine, ce este bine să predai, unde și în ce circunstanțe se face educația, dar, pe de altă parte, și cine, ce, cum se emit teoriile despre educație, cât de juste sau întemeiate epistemologic sunt generate teoriile despre educație, ce condiții și când se oprește exercițiul autoeducativ sau auto-eteronom, mai ales atunci când se referează sau se identifică ambivalențe morale ale unei cărți pernicioase sau practici nelegitime în raport cu toate dimensiunile invocate mai sus. De aceea, o astfel de problematizare pe care doamna Paneș Aleona o pune în fața noastră este deosebit de importantă, deosebit de actuală și cred că pe viitor o astfel de pârtie investigativă se va dezvolta pentru că sfidările de ordin deontologic sunt la tot pasul, atât în raport cu practica, dar și în raport cu exercițiul teoretic care se construiește pe marginea acestei practici. Desigur, doamna profesoară vizează palerul unui reflexiv, discursivitatea care este născută în raport cu perimetrul acesta acțional, dar nu putem să neglijăm și faptul că practica ne obligă să reflectăm și să construim o serie de poziționări, de cadre normative care să o facă, mă refer la practică, să se înscrie pe linii din ce în ce mai valoroase. În ce privește inovația și originalitatea științifică, aș vrea să sublinez faptul că tema abordată de candidat este actuală, complexă și este legată de opțiuni valorice manifestate în câmpul și în contextul educațional și necesar o astfel de orientare și de cadrare a unui spațiu axiologic din ce în ce mai complex, pentru că și realitățile pe care educația le are în vedere sau în cadrul cărei educația se produce, cadrul acesta e din ce în ce mai dinamic și mai bulversant din punct de vedere axiologic. De aceea așează, constat cu bucurie, doamna candidată, temele importante pentru obligatorii pedagogia eticii cu specificări importante, sigur, la nivelul unor paragrafe, subcapitole pe care le-a prezentat și în secvența anterioară, legate de legitățile etice, abordarea socioconstructivistă, pedagogiei, sistemul normativ al pedagogiei, principiul centrării tridimensionale, panorama evolutivă a personalității etice, modelul pedagogic al reconstrucției etice în instituția educației, metodologia transcendentală a formării inteligenței pedagogice și așa mai departe. De asemenea, valorifică și adună la o altă totuși de mare interes, într-un mod creativ, holistic, cumulativ, încearcă să răspundă la provocări și vizează un context
de relativizarea sau instabilitatea fundamentelor istorice ale educației, sugerând în mine de urmat în perspectiva unei validități și rectitudini axiologice. Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care a prezentat-o și în discursul dumneavoastră legat de constantele valorice care trebuie menținute pe mai departe. Nu valorile trebuie pus în chestiune, foarte bine a punctat doamna profesoară, ci atitudinile noastre, poziționările noastre în raport cu aceste valori care nu au cum să nu definească omul și umanitatea. Noul umanism, de care amintește candidata, trebuie să fie unul integrativ și reflexiv, constructiv și eficient în raport cu finalitățile formării. Invocarea și sugestia de a reveni la fundamente nu este un exercițiu paseist și de sau de întoarce la un trecut oarecare, ce sumnează nevoia imperioasă de a aduce la fundamentul educației o platformă de valori care s-a dovedit de validate de timp, de istorie, de experiențe comunitare sau individuale. Invocând repere ideatice profunde de ordin filozofic, pedagogic, autoarea face o pledoarie bine argumentată prin referințe bibliografice notabile, prin documente internaționale, prin modele educaționale validate empiric sau experiențial, pentru o educație de calitate, bine calibrată timpul, cu dinamica existențială, cu evoluția ale lumii muncii sau alte provocări demne de a fi traduse operațional și luate în seamă la nivel de strategie de politică educațională, de curriculum, de activități curente legate de educație. În ce privește explicitarea finalității, scopul cercetării, finalitatea investigației se înscrie într-o construcție arborescentă, oarecum maximalistă, pe linia lui Kant, nici nu se putea altfel, pentru că referul acesta este de neevitat atunci când se vorbește despre deontologie. Dar necesar în teritoriul educației. Obiectul acestei abordări este nu să completeze numerațiile cercetări complementare de etică, ci să ilustreze că există un spațiu liber între investigațiile și transmit cunoștințe de etică și literatura pedagogică care să ofere posibilitatea concentrării asupra fundamentelor a principalelor probleme ce constituie azi obiectul preocupărilor de valorificare educațională a etice. Am citat o frază din lucrarea doamnei profesor. În fond, se vizează investigarea relației ce trebuie să existe între etică și pedagogie ca simptom al evoluției și interdeterminărilor contemporane. Etica devine un fel de mediator între cadrul finalist, expus unor conjuncturi umane, voluntariste, inclusiv ideologice sau politice, și substratul tehnic, didactic, operațional, specific intervențiilor de ordin educațional. Legat de calitatea metodologică a cercetării, pornind de la obiective, dar mai ales paradigmele de abordare și referire epistemologice, care, sigur, ele provin într-o direcție internațională, mai multe importaze atât ale științelor educației, dar și alte, spunem, linii sau strategii de ordin metodologic care provin despre axiologia educației, epistemologia educației, pedagogia universitară, pedagogia comparată, psihologia educației, psihologia dezvoltării, deontologia profesională și alte. Sigur, metodele și instrumentele de cercetare țin de mai multe registre și doamna ei a făcut o inovație, ca să zic așa, și o felicit pentru acest lucru, pentru că a supus sau a adus în câmpul acesta al cercetării specifice științelor educației și o serie de strategii de orizonturi investigative specifice filozofiei sau eticii. Dumnezeu a demonstrat faptul că cercetarea în teritoriul nostru nu trebuie să se închidă, să spunem așa, într-un orizont tehnicist, spunem așa, limitativ din punct de vedere metodologic. Eu cred că, din acest punct de vedere, trebuie să reflectăm pe mai departe, dacă nu cumva și alte tipuri de instrumente de analiză și de investigație care vin despre alte direcții, nu ar putea să producă roade la fel de importante cum cele au fost aduse de punerea în acte a unor documente și a unor linii metodologice specifice de care doamna le-a și prezentat în intervenția de anterioară.
Legat de conceperea și calitatea textului, la logica structurii conținutului mai efect, discursul explicativ, demonstrativ și argumentativ promovat de autoare este de clar, de coerent, logicitatea fiind decenabilă și la nivelul întregii organizări și structurării articolelor sau paragrafelor tezei de abilire, dar și la nivel, să spunem, infra-textual, la nivel de argument, să spunem, de natură ilustrativă sau demonstrativă. Peste tot se poate deduce, faptul că autoarea cunoaște, sigur, și stăpânește teoretic specificitatea și complexitatea problematicii de ordin etic pe care a abordat-o, dar și, probabil, în mod direct, printr-o experiență, să spunem, de predare a unor discipline aferente, a și numit, cumva a și invocat aceste tipuri de discipline. Aș vrea aici să vă spun că și la noi în România a devenit obligatorie această disciplină etică și deontologie profesională la toate masteratele, indiferent de specializare, de la inginerie și până la, să spunem, psihologie, științele educației. Valoarea practică a cercetării plus valoarea tezei pe linie practică se evidentează prin prefigurarea unei metodologii a formării inteligenței pedagogice etice, în sensul propunerii instituției educației și cadrul teoretic ce o generează, a unui mecanism facil de valorificare pedagogică a eticii aplicate. Rezultatele demonstrate de subiecții experimentale indică valoarea metodologiei transcendentale la nivelul formării inteligenței etice a cadrelor didactice, care poate fi aplicată secvențial și la nivelul elevilor. Desigur, o astfel de perspectivă este de bun augur, nu numai pentru formarea viitorului profesor în pregătirea inițială, dar și formării continue perfecționărilor pe parcursul implicării noastre părinte. Valoarea și pertinența aparatului bibliografic. Aici am lucruri pozitive de evidențiat. Reperele de ordin teoretic care fundamentează discursul doamnei este extras și în mod pertinent, este reprezentativ și de asemenea este foarte bine studiat, cu multă acribie științifică. De altfel, referințele sunt plurale, diverse și spun că ele provin din spațiul, să spunem, european, din spațiul românesc. Și ne bucură faptul că, sigur, dumneavoastră cunoașteți foarte bine și pedagogia rusă, referințele acestea sunt binevenite mai ales pentru cititorii din România și profesorii din România și profesorii din România care, din păcate, nu au acces, dar ne cunoscând în limba rusă, că e mai greu pentru noi să ordinească ne pune la dispoziție și astfel de repere foarte interesante din perspectivă teoretică și cu referințe practice adiace. Calitatea concluziilor. Avem implicarea candidatei în disiparea și răspândirea ideilor sunteze la diferite manifestări științe sau experimentate, dar și încă articole de referință cu impact pe care le-ați și enunțați pe ați adus în decât. Tezele propuse, cluzile și recomandările sunt clare și în coerență cu ipotezele, întrebările de cercetare și analize interpretările din corpul tezei. Rezultatele cercetării reflectă tema tezei prin esența materialului. Teza de doctorat, examinată și analizată, reflectă un text științific evident și corespunde exigențelor specialității științifice 5.3.1.01. Obiecții și sugestii. Îi sugerăm candidatii continuă astfel de explorări prin extensiuni și către deontologia factorilor decidenți, mai ales în raport cu finalități și în raport cu proiectarea curriculum. Sigur că e o propunere curajoasă aceasta și un efort colaborativ, dar cred că merită o astfel de focalizare a atenției și către componenta etică ce trebuie să caracterizeze și pe cei care decid în legătură cu soarta
la educație și care pun în act diferite politici educaționale, uneori ne cunoaște de cauză sau avem în determinări altele decât cele punem de ordin pozitiv. În concluzie, menționăm că teza este de un real interes, de înalt calibru investigativ, actual, cu material probabil, când ființa ca un punct de plecare pentru cercetări viitoare în materie de deontologie, de etică profesională și nu numai. Toate aceste observații, valorizări, argumente pe care le-am evidențiat, ilustrează faptul că avem de-a face o lucrare inedită de analiză, cercetare și propunere practică cu un impact evident asupra practicării de demersurilor teoretic aplicative din perspectivă deontologică și de asemenea propunem ca pe baza acestui referențial să se confere doamnei licențiară universitară dr. Paniș Leona titlul de doctor abilitate în știință de educație la specialitatea 3101, teoria generală a educației. Și ultima fază, sau propoziție, în sfârșit, votăm pentru conferirea titlului științific de doctor abilitate în știință de educație doamnei Paniș Leona. O felicităm din inimă și dorim mult succes în continuare pe această cale de defișare noi orizont și noi în care deontologia aceasta și etica la nivel, să spunem, practic, aplicativ, poate să fie înțeles și mult succes. Vă mulțumesc pentru atât. Vă mulțumim și noi dumneavoastră, domnul profesor, pentru prezența dumneavoastră și onoarea de a vă implica în această lucrare. Poftim. Poftim dumneavoastră. Asta vorbim la Google, că e fiscat o practică. În aceeași cultură, aș vrea să aduc mulțumiri pentru implicarea noastră la nivel de cercetarea noastră și în special pentru sugestia pe care ne-a avut-o de a vizita la nivel sau de a face ieșire la nivel de factori deficiente pentru că nu putem să facem o așa schimbare sau forță în sistem la nivel unde s-a deoarece este important nu din spre regulile și principii de indicate, dar tot din spre. În continuare oferim cuvântul următorului referent oficial, doamnei Otilia Dandara, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie. Poftim. Da, mulțumim. Doamna Paneș, poftim, răspunde la întrebările cele. Sunt clar și cu mândrător. Sunt tare mult pentru în următoare. Pentru prima întrebare, sistem la care cam în paragraful
devenirea persoanei este un cadru foarte larg al lui umani, implică direct moralitate. În urmare, relaționarea verbală se bazează pe percepție lingvistică, etica comunicării, psihologia morală. Comportamentul se bazează pe percepțiile bioetice, psihologice, etica personală. Cogniția se bazează pe informații morale. Ori, prin acest experiment, am inclus în acest paragraf, pentru că nu putem să spun de un caz aspecte la care am atenționat. Referitor la a doua întrebare din special, considerăm că scopul educației multiculturale este unul într-adevăr special. Facilitarea adoptării societății majoritare la modele culturale ale grupurilor minoritare. Scopul educației interculturale este un orientat spre grupurile state, dar și spre valorile umane universale, egalitate de șanse culturale. Însă atât educația multiculturală, cât și cea interculturală, considerăm că vizează relaționarea prin diverse demersuri antidiscriminatorii, atât și una și cealaltă, un fapt de stabilitate, democrație, a conflictului. Astăzi, este mai mult promovat conceptul de multiculturalism, de studiul educației bazat pe stat. Iar din aceste interese, de prioritate, privitor la a treia întrebare, referitor la casete din modelul pedagogic, ambele componente, de fapt, ale metodologiei transcendentale au valoare intrinsecă de același grad. Însă caseta e necesară, acolo, necesară ca devenire ca pedagogului etician, cel care valorifică, este o precisare, eluând seria ideea și în mod special scoate evidență, seria ideea de psihologie. Altă indicație ar fapt că formarea inteligenței etice este un element, iar formarea proteului din prima casetă este un scop mai larg. Le unește faptul că sunt ambele componente ale metodologiei. Ori unirea lor se face degeata înainte, prăstească și la ieșirea în acest context. În contextul celei de-a patra întrebări, lucrarea vieții a drept finalitate mare inteligență pedagogice. Răspunsul este următorul. Relația dintre aceste două noțiuni, etica pedagogică, inteligența pedagogică, ambele vizează etica. Însă, în primul caz, dacă etica pedagogică vizează conduita morală sau comportament moral, valori, norme, și inteligența pedagogică este capacitate, de exemplu, în cazul nostru, cum cazul de dat să leagă valorile pentru ca să asigure succesul. Ele nu se completează, da? Adică, inteligența. Tot, da? Mulțumesc și în această ordine de idei, doamna profesor.
În această ordine de idei vrem să aducem mulțumiri pentru faptul că, în primul rând, ați acceptat ca să fiți împreună cu noi în analiza, expertizarea aceeași măsură. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că cercetările dumneavoastră, la nivel de formare, de cadrul didactic sau ce ne-au ajutat, ne-au servit drept reper în construirea mesajului și a proiectului, dar și în baza sau oferim cuvântul următorului referent oficial, doamnei profesor universitar Zoraș Postitu Viorica. Vă rugăm. Indulgență și reziliență din partea dumneavoastră, într-adevăr, nu este ușor să... Că de o parte sunt foarte interesante cursurile, că de altă parte, din partea noastră, este o supra solicitare. Dar mulțumim pentru această ocazie și oportunitate de a asista la acest eveniment profesional cu distinse personalități din domeniul nostru. Mulțumim profesorului profesor Constantin Coș, pe care l-am ascultat și am aici doamna Dandarac, că am și făcut câteva achiziții lexicale. Mulțumim domnului președinte care ne oferă, facilitează cu atâta răbdare intervențiile noastre. Recunoaștem efortul pe care l-ați depus. A fost unul foarte mare, dar s-a încununat succes și toți colegii antevorbitori și probabil și următorii vor confirma această colegă. Este un motiv de celebrare pentru întreaga comunitate academică a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și a catedrii pe care dumneavoastră o reprezentați. Misiunea mea de a fi referent oficial este poate un pic mai ușoară. Am să încerc să rezum, să esențializez ideile pe care le-am scrisat aici, deoarece am asistat și eu, ca și colegii mei, la cele două seminare științifice și atunci am insistat asupra unor lucruri. Am analizat ulterior versiunea finală pe care dumneavoastră ați propus-o și am atestat acele modificări, optimizări importante ale textului și putem afirma certitudine că produsele finale sunt de calitate și corespund cerințelor regulamentare actuale din contextul nostru. Sunt recunoscătoare pentru experiența de învățare, așa cum de fiecare dată, pe care mi-a produs-o parcurgerea analitică a tezii dumneavoastră și recunoaștem că în contemporaneitate, criza etică în general și acele profesionale în particular este vizibilă și resimțită de mai multe generații, inclusiv de generațiile pe care le discutăm noi aici. La diferite niveluri și în varii contexte, iar reconstrucția sau actualizarea fundamentală a acesteia este mai mult decât necesară și oportună și dumneavoastră ați ales o nișă atât de importantă pentru realitatea noastră educațională. Vom recurge rezumativ la parcurgerea analitică a disertației conform regulamentului de funcționare a consiliilor științifice și primul criteriu care este acolo se referă la baza teoretică a tezei, inclusiv la analiza situației în domeniu, fundamentarea teoretică și problemele formulate. Recunoaștem că această bază teoretică este pilonul cheie al cercetării dumneavoastră, fiind prezentat cu rigurozitate în introducere și în primele patru capitole. Am
dat aici denumirile de capitole pe care, care au fost aici afișate și sunt reprezentative și foarte clare, așa cum le-ați arătat dumneavoastră. Acestea sunt un volum destul de mare, de la pagina 9 până la pagina 180, se potrivește unei teze de doctor habilitar. Astfel considerăm atins scopul cercetării, dumneavoastră ați dat scopul cercetării, prin parcurgerea logică a obiectivelor cercetării și ați conceptualizat această pedagogie a eticii, începând cu definirea noțiunilor de reconstrucție pedagogică și instituției educației, formarea legităților pedagogiei etice, consemnarea regulilor, funcțiilor și calității acestei direcții noi de cercetare pe care dumneavoastră o ați propus-o. Importanța teoretică astfel este cu adevărat consemnată de valorificarea noțională inovativă în pedagogie, care include acest ansamblu de noțiuni care au fost deja numite reconstrucția pedagogică până la persoana etică, pedagogul etician, iată, am pragmatismul etic și așa mai departe. Noi recunoaștem școala doctorală a doamnei Caloș și inovațiile pe care dumneavoastră le promovează și psihologie la fel. Concepția prospectivă a pedagogiei etice în acest cadru de referință ocupă spațiul până acum liber de teoretizare a pedagogiei etice, adică dumneavoastră ați acoperit un gol important în științele educației, nu numai de la noi, că chiar dacă apare acest buletin UNESCO, etico, noi suntem abonați la el, ne uităm de fiecare dată, etico, buletin UNESCO și ultimul număr era cu lupta împotriva corupției în educație. Și poate acest aspect dumneavoastră mai puțin l-ați abordat, dar suntem, deci, la nivel mondial, etica este promovată și organismele internaționale, dumneavoastră vă înscrieți în această abordare holistică, inclusiv la nivel de organisme internaționale, de valoare. Considerăm valoroase din punct de vedere științific, nu doar în arealul nostru, inovația și originalitatea științifică, manifestată în mod pregnant prin elaborarea, formularea de teorii, concepte și așa mai departe, și menționăm aici această concepție prospectivă a pedagogiei etice, abordarea constructivă a inteligenței pedagogice etice și ilustrarea valorii ei în baza metodologiei acestea transcendentale a formării inteligenței pedagogice etice, formularea legităților pedagogice, am spus, elaborarea modelului pedagogic al în instituții educației și formularea ideilor de redimensionare a educației prin crearea de oportunități formative în domeniul pe care l-ați cercetat. Rezultatele principale noi sunt circumscrise în mod adecvat, concepții de natură multiaspectuală, fundamentat pe un șir de dimensiune integrate funcțional, demonstrând că valorificarea pedagogică a ei face parte dintr-un context educațional de mare complexitate filozofică, psihologică, antropologică, culturală și că această concepție se bazează pe ideea privilegiată că nu atât comportamentul constituie, cât și consecințele acestui comportament și semnificațiile lui existențiale. Susține pe bună dreptate autoarea, fără îndoială aceste rezultate consemnate de multiple entități elaborate și aplicate cu succes pe care le-am numit deja și le-au numit colegii mei. Din cele expuse anterior, deducem ușor și legăm de aspectele teoretice valoarea practică a cercetării argumentată solid prin date, fapte cercetate la nivel multidisciplinar,
și deschiderile cercetării care s-au manifestat în baza obiectivelor obiectivului ștab, și anume prin elaborarea modelului pedagogic al reconstrucției instituției educației și configurarea și validarea experimentală a acestei metodologii, pe care ați numit-o destul de curajos transcendental, fiindcă eu am spus la seminar, tangența asta cu spiritualul este prioritară în înțelegerea noastră. Dumneavoastră ați adus-o în această dimensiune și ați demonstrat și alte conotații un pic de alt ordin, dar oricum apropiate. Drept urmare, calitatea metodologică a cercetării este un criteriu pe care putem aplica foarte bine, deoarece se relevă corectitudine și discuție aplicativă în formularea scopurilor a obiectivelor cercetării, care le-am citat secvențial mai sus, dar și în analiza complexă a repertorii epistemologice, în profunzime și originalitatea interpretărilor, recurgerea la resurse științifico-practice importante și la instrumente de cercetare relevante și pesante. Astfel, această nouă direcție de cercetare pedagogie este ca domeniu valoros din punct de vedere teoretic, asupra care dumneavoastră insistați atât de convincător, dar are perspective funcționale largi, dispunând de o metodologie actuală bazată pe un cadru praxeologic important. Metodologia aceasta transcendentală, reiterăm că este destul de curajoasă, a formării inteligenței pedagogice, este, ilustrează valoarea cercetării din perspectiva oferirii instituției educației unui mecanism ușor de valorificare pedagogică a vieții aplicate. Rezultatele demonstrate de subiecte experimentale indică cu adevărat această valoare a metodologiei. Respectiv, la nivelul formării inteligenței etice a cadrelor didactice, care poate fi aplicată, extrapolat, secvențial, la nivelul elevilor și la alte categorii de adulți. Remarcăm în acest concept realizarea acestui experiment pedagogic altfel, cu implementarea rezultatelor de instituții educaționale din Republică. Și am remarcat aici diversele activități de formare profesională din cadrul Institutului de Științele Educației, începând de la cursuri de perfecționare, continuând cu cele de recalificare profesională, studii de masterat, seminarii metodologice, meseri de ateliere, training-uri, etc. Deci un program formativ foarte complex. Și subliniem aici linia de acțiune formativă care a fost axată anume pe formare inteligenței pedagogice etice. IP-ul acesta pe care dumneavoastră îl spuneați, care a răspuns la problematica educației actuale, în care tensiunea dintre material și spiritual atinge un nivel problematic, dumneavoastră la pagina 164. Anumite comparații cu situații asemănătoare din alte țări ar fi fost probabil o valoare, dar rămâne o perspectivă pentru studiile de tematici similare. În ultimă instanță, referitor la tendințele eminamente pozitive observate la eșalonul experimental, se probează prin progresul cel pe care se studiază 38% în ceea ce privește formarea inteligenței pedagogice etice și implicarea competenței etice a cadrelor didactice și de conducere. Autoarea ne-a convins că pe parcursul experimentului s-a apelat faptul că rezolvarea individuală a programului formativ constituie componentă de bază în configurarea inteligenței pedagogice. S-a confirmat astfel și ideea conform căreia procesele de conștientizare pedagogice mediate de procesele de construire a cunoașterii,
interpretează și așa mai departe, cum ați spuneat la pagina 29 din testă. Conceperea și calitatea textului, care au remarcat-o colegii noștri ca foarte bună, se poate ușor evalua prin logica structurării conținutului, prin cuprinsul lucrării capitolului prezentate în mod logic, dar coerența ideilor expuse în stilul științific original, caracteristic doctoranților, colegii este doamne profesor Tatiana Calo, inclusiv prin sistematizare și realizarea principală și esențializată a ideilor avansate pentru analiză și polemică academică de care ați avut parte de voastră astăzi. De asemenea, limbajul academic se distinge prin corecție, lingvistică și știință, și nici nu putea fi altfel pentru filolog de formație profesională inițială de nevastră. Asigurarea bibliografică a fost menționată de colegii mei, ați asigurat și dumneavoastră cele 336 de documente de politici educaționale cu surse recente remarcate în ansamblu în corecțiune de stil credințelor și acționărilor sunt dovadă în acest sens. Este deosebit de important pentru noi să constatăm că în problematica dată aveți 42 de lucrări semnate de dumneavoastră pentru alți colegi, unde în care aveți capitoluri conceptuale de semnificație majoră pentru și practica pedagogică, anume conceptele care sunt iate în lucrare, începând cu etică, etica aplicată și terminând cu educație morală, foarte încadrându-se într-un mod coerent, foarte original în domeniul pe care noi îl reprezentăm, teoria generală a educației. Ca structură și substanță actuală, teza face parte cu adevărat din domeniul nostru, dar ca și conținut, nume, concepte, este foarte aproape, a fost pentru mine așa, am funcționat de filosofie educației. Deontologia profesională respectată la acest capitol ar fi un argument foarte sprijin al aserțiunilor noastre la acest criteriu. Remarcăm și calitatea concluziilor generale și a recomandărilor, unde aveți formulări competente, este foarte evident aportul personal. Am oferit și mai exemple, dar subliniem aici valoarea recomandărilor pe care le aplicăm și le pronosticăm un impact durabil. Am exemplificat aici doar două dintre acestea pe care nu le voi cita și consider că în continuare aveți un teren vast de valorificare a cercetării, a perspectivelor pe care dumneavoastră aveți în această cercetare și acea legătură cu codul de etică al cadrelor didactice, dar și metodologie de evaluare a cadrelor didactice manageriale, ar putea fi valorificate multiaspectual în metodologia proiectată de dumneavoastră. Conținutul tezei corespunde temei aprobate, citațiilor candidatului și le apreciem în general ca foarte bune. La toate instanțele de expertiză la care am citat, au prevalat aprecierile cu caracter pozitiv. Am citit unele publicații ale dumneavoastră, consider că reanimarea reconstrucției pedagogice a devenit pentru dumneavoastră o emblemă profesională, pretându-se foarte bine imaginea statutului pe care îl aveți deja în domeniul celor de educație. Rezumatul este o sinteză foarte bună a conținutului cercetării și va promova în continuare numele și efortul depus de doamna Aliona Paleș în arealul științelor educației, nu numai la noi, dar și în alte țări unde se resimt acut multiple probleme similare relative la pedagogia obiecte și succese de principiu. Nu avem
reiterăm doleanță de la primul seminar referitoare la valorificarea mai amplă a pedagogiei din perspectivă valorică a spiritualității creștine, care ne pare nouă că a rămas tot tangențială, nu, poate nu a fost, n-ați putut să prindeți necesul, ori rezumat, doar un exemplu aduc, doar creează o sursă la această temă. Iar introducerea în figura 4.1, modelul pedagogic al reconstrucției de educație, a moralii post-creștine, doar asta ați introdus în el, ca fundament, comentariile sumare și indirecte ale acestei misparmonite, toate că metodologia transcendentală a formării inteligenței pedagogice conține sine canon acest nucleu al valorilor moralei creștine. În baza celor analizate, concluzia noastră privind corespunderea testei științific solicitat de doctor habilitat în educație, evident, este pro de pronunțăm pentru aceasta. Felicitări și mari succese în valorificarea multiplilor perspective de sistem deja cu doctoranți și cu alți colegi dumneavoastră. O întrebare pentru dezbatere deja am pus-o, am doar două întrebări. Prima, să ne dezvăluiți unele avantaje deosebite pe care le-ați resimțit dumneavoastră pe parcursul cercetării, abordând acest demers interdisciplinar, limitrof din punct de vedere psihologic, științele educației. Și a doua întrebare, să extindeți argumentele de ordin practic contextual care v-au determinat ca în final să punctați această limită a crizei neacceptării concepții prospective pedagogice ca și concepții în devenire, chiar dacă puneți miză pe emergența unei noi configurații pedagogice și pe locul experimental monoprofesional. La prima întrebare este în ce privește principalele avantaje în care pedagogia este bine stăpână, confirmând puterea formativă în cadrul unei educații. Avantajele teoretice sunt ilustrate prin noile concepte, noțiunile, cetățile, structurate penal, socioconstruct, care reflectă mentalitatea științifică și semnificată. În ce privesc avantajele praxeologice, mental, considerând că acestea comportă valori esențiale ale fenomenului pedagogic abordat, procesul trecut pedagogic aici. Aici fiu avantajul competitiv, care permite să exporți, să poziționeze mai sus. Avantajul competitiv, cunoașterea noi informații, avantajul strategic, calificare exprimată, avantajul personal, procedeze în anumite situații. Cu referire la a doua întrebare, pentru a aduce argumente de ordin practical, avem următorul răspuns. În primul rând, conform opiniei pedagogului elvețian tot, orientarea prospectivă a educației este o revoluție coperniciană în educație. Aici, ideea unei schimbări specifice. De atare ar putea fi generată din necesitatea unor lucrări foarte largi, la diverse niveluri, pregătirea ei ca subiectul solicitând o integrare într-o lume în continuă schimbare accelerată personală. Alt moment ar fi că un model al personalității pare un model prospectiv al acestea, solicită inovații politice, conexiuni multiforme, mai greu de realizat, așa cum de nenumărate ori specificat și dumneavoastră. Viziunea orientată spre viitor conduce la
redefinirea scopurilor, strategiilor, tehnologiilor, cunoștințelor etice ca atare a cadrului de realizare pedagogică. Și un alt argument ar fi viitorul comandă, nu vreau să zic dictează, prezentului într-o realitate prezentă, însă cum va fi realitatea câțiva ani, care va fi realitatea prezentă a viitorului, nu se știe. De ce apare riscul ca să nu fie acceptată în general de realizare prezentă. Doar ideea viitorului. Da, această criză, când avem șteză. Aici apar multe discuții, noi avem o teză și asta e bine când apar, când nu-s deloc. Dar Dumnezeu a spus că e o limită care, da. Mulțumim referențelor oficiale. Mulțumim, doamna. Așa, cum, da. Dar acum chiar pe posibil. În această ordine de idei vreau să vă mulțumim tare mult pentru implicarea, cum ați spus-o, la mai multe etape de expertizare a cercetării noastre, pentru faptul că ați acceptat ca să cheltuiți timpul pentru a ne... timpul din perspectiva așa a fost și interesul nostru. Da. Mulțumim referențelor oficial pentru prezentările și analizele temenici făcute și invităm la discuții și celelalte persoane care sunt aici. Da. Cine invitați? Cine dorește să iei cuvântul? Din invitați sunt care doresc să iei cuvântul? Nu sunt, da? Nu-s doritori. Atunci trecem la etapa următoare, foarte importantă, să ne spunem părerea membrii Consiliului Consiliu Specializat, fiecare în parte. Așa, rugăm mai activ, pentru depășim timpul prevăzut. Și în această ordine de idei, cu deosebită plăcere, ofer cuvântul domnului profesor universitar, Vladimir Bruțu. Referențe oficiale ați vorbit foarte temic, complex. Eu n-aș vrea să repet aplicările chestiile pe care începe formarea acestor abilități din credință și prin parcursul vieții ele gradual se formează în defecte sub influența defectelor forme. Părinți, școala, cadre didactice, foarte mult depinde de comportamentul cadrelor didactice pentru elevi care vor deveni poate cumva dacă convenim sistemul nostru. Eu nu sunt adept de a introduce noi în școală. Dacă noi începem și așa s-a început, toate discipline școlare, la română, la matematică, au oportunități de a forma niște oportunitate. Deci, altceva, profesorii care au venit, care au fost subiect, toate deja au venit cu un grad format de abilități complementare. Cred că acolo era vorba mai degrabă de este o noțiune a dezvățare. Mulți profesori din sistemul sovietic cu un comportament tic, o numesc tic. Exemplu, pentru greșe și acum eu este obiectul. Și comportamentul lui este dictat de această atitudine pe care ei trebuie să se dezvețe. Asta e o idee, dar să nu înseamnă că la nivelul cadrului didactice, că nu putem încătători să facem. Cumva trebuie să recompensezi, cumva trebuie să dezvolte. Deci fiecare cadru didactic are nevoile proprii. Numai el se cunoască aceste nevoie. Nu conștientizează că are nevoie să schimbe comportamentul,
e problemă. Vede că sunt și instrumente de stabilire nevoie. Doi, mulți ani, nu știu, 30 de ani, de fiecare dată la academie, noi în fiecare an, prezentăm rapoarte. De fiecare dată eu punem întrebare pentru mine. Multe lume nu preconștiințează despre ce este rezultat științific. De fapt, des am publicat două manuale, am publicat 10 articole, două în IC, cu asta cam se termina înțelegerea ce este viziunea mea. Teza de astăzi are, să vă spun cum văd eu, care rezultate științifice au trei funcții. Dezvoltarea științei, prin teorie, nu știu ce, dezvoltarea domeniului practic, a sistemului de învățământ, și formarea resurselor umane, a studenți, deci, trei modalități. Deja, dacă Consiliul de astăzi, el a să aprobe, deja cercetarea are un aport în plan teoretic, dezvoltă. Dar cu asta e puțin. Mai sunt două, trei lucruri. În perspectivă, ar fi bine să fie alte teze care dezvoltă acest concept. A doua, să fie citat de alte cercetări, și cel mai bine să intre în dicționarul pedagogic ca concept. Dacă aceste toate condițiile, noi putem spune că uite cercetarea, deci a doua poziție, influența asupra, asta e o problemă mare. Noi nu prea avem părinții cum să influențăm la nivel de sistem. Ce e bună, noi trebuie să înțelegem că învățătorii au nevoie să formeze acest comportament. Dar cum influențăm? În cazul dat, nu mai este prin formare continuă. Dar sunt antiturbii ceva ca să promovăm ideea. Și a treia variantă, la nivel cel mai simplu, pe de o parte, pentru că profesorii care predau etica, dacă ei îi preiau ideea, ori dezvoltă curiculum, ori măcar pun ca concept analitic. Oameni buni în pedagogie, în etică, sunt, uite, doamna Paniș, așa ideea are, dar doamna care așa. Deci, teza aceasta din toate aceste trei perspective are perspective. Deci, acum un pic depinde și de doamna Leona, cum a promovat în perspectivă. În plan teoretic, eu vă spun cu care eu, întrebările mele pun și despre observațiile, că viziunea mea un pic obiectul cercetării putea face clar e pedagogia etică, pedagogia și reconstrucție etică. Reconstrucția pedagogică etică nu este un așa ce două obiecte. Dar, cum s-a răspuns, ați corelat aceste două și pe o discuție, eu cred că trebuie să discutăm, totuși eu nu sunt adept, chiar vreau să pun întrebarea, să discutăm poate nou. Cât de argumentat noi putem întotduce neologisme în limbaj pedagogic? Cât de? Pentru că aici sunt multe. Domnul încercat să caut în dicționar pedagogic. Am găsit termenele și în dicționar pedagogic. Cât de responsabil este persoana care își asumă să introducă. Pentru că dacă ai asumat și introdus, nicăieri în următorii ani, nimeni nu valorifică, asta înseamnă că eu vă dau aici un exemplu și putea foarte ușor deci, metoda diaporematică. E bună, deci, dar eu am căutat ce înseamnă, că nu știu, nu poți să știi tot. Acasă, băieți, este metoda de explorare. Păi, puneți metoda de explorare, că știi toată lumea. Eu înțeleg și ideea aceasta, pe de-o parte, prin noțiuni noi, cu dezvolți, dar cred că este și un moment care trebuie nu știu, eu n-am. Păi și ca eu când nu înțeleg termenul, ori caut în dicționar, dacă vreau. Dar asta nu
a strânge discuții în afara acestei el care, totuși, care este calea spre introducere în termen noi pedagogii liber și care am făcut pedagogii aici în sistemul sovietic. Nu puteai să introduci în lucrurile ori, dacă primeai dacă nu era semnat de Consiliul sau nu știu ce. Nu era liber. Deci erau foarte mari cerințe față de a introduce în lucrurile. Dar asta e o discuție noastră. Doamna Pane și eu spun, potez pentru noastră și vreți potez să fac cu teoretică, dar și cu perspective. Am mulțumim. Doamna profesor universitar Larisa Cuznetov. Eu cred că această anticipează foarte multe aspecte. Chiar dacă m-a spus domnul profesor, eu absolut susțin și eu întotdeauna vorbesc de filosofie analitică, componente a filozofiei educației care răspunde de verificare corectitudinii utilizării limbajului pedagogic. Fapt, ceea ce a spus domnul profesor, acolo. Și sunt și eu de acord cu faptul că trebuie să fim foarte atenți să nu promovăm ceea ce spunea și Cezar Gârșa de opinia ca case lingvistice. Dar totodată, în sfârșit, măcar în final, m-a convins doamna Pane și de metodologia transcendentală împotriva cărei m-am la toate fiecare. Așa, formularea de astăzi care am auzit-o și, cum spune domnul profesor, matcul, ora mea, poate arat, aici trebuie așa, niște contradicții. Trebuie să înaintăm cu niște aspecte, da, originale. Dar știm totodată, aici eu mă ies, aici e un mutic puțin care aș spune. Și totodată aceste disertații, cu adevărat, foarte interesante, cu adevărat, trezesc interes și eu chiar vreau să unele părți. Acestea au fost bine două. Ca să înțeleg. Mi-a plăcut foarte mult de la voastră să sesizat și ați indicat despre criza neacceptării. Adică v-ați securizat cumva și v-ați, eu știu, chiar într-am venit. M-am mirat, dar și-am rămas satisfăcut că ați inclus asta la limite, la perspective, așa și probleme cele care urmează. Așa că îmi rămâne să vorbesc două astea. Iată, eu predau așa mai elaborat la filozofia de urmă. Mă mândresc cu faptul că disertația doamna Constantină și doamna Caloa întrucât corespund articolele, publicații mele cu aspecte dar de una am fost interesat de aceste cu adevărat, sunt lucruri, iată, care corespund, și aici eu puțin ideea domnului profesor Cuzco, ca opera numit ceea ce a spus domnului profesor, condit, principiu. Dacă luăm și iată, analizăm pe care aspect, și aici corelez funcție, și epistemologic, și explicativ, și hermeneutic, și praxeologic, de sistematizare și toate celelalte, apoi iată acest aspect e foarte frumos și armonios la voastră. Bun. Dar voluntatea asta e vorbire. Asta e nu numai logic, dar fiența aceasta minima. Plus, aș vrea să menționez este o colegă, cum știu eu, direct, este, da, am, eu,
pretendentul de a conduce schema a hotar și m-a impresionat foarte mult situația, cum descris dumneavoastră să numiți gradul de cercetare, cum se numește situația, dar oricum. Deci, la fiecare cercetător ați menționat aspect. Iată asta e foarte. Acest aspect s-a putut regăsi în cheză, deci, ca un fir roșu. Și, iarăși, dacă luăm metodologia cercetării, la fel, găsim precis de unde s-a luat. Iată asta tot e. Dacă de cum merg la bibliografie, apoi și acolo, asta este valorile teoriei, valorile fracțiologice care i-ați elaborat, testamentat, eu cred că anume vă opriți la restructurare, la nu știu, reconfigurare. Eu cred că dumneavoastră a reușit nu numai pedagogic, dar și pedagog care, nu știu, activează nu numai din ce este profesionist, care profesie, dar ca și lații, cartea, lații, oameni, care și ea. Eu vă doresc dumneavoastră deja ați devenit un expert, da? Și iată deschiderea dumneavoastră mare, cu domnul profesor, stimat domnul Moș, iată, cred că să vă mai apăsați, mai apăsați, da? Iar, da, doamna profesor universitar Iurica Andrischi, vă rog, vă rog. cu referire la această stare frumoasă de șteanci, de atunci când lucra la teză de doctor, care atunci a lucrat pe unii minegeri alte și inerent sau a abutat subiect etic, etic și etică, adică a fost gata multor ani, tocmai asta e ora implicat direct în lăsarea
și aspectele la care fac îi ajută mai puternic. Apreciem caracterul original și creativ al care această și celelalte valori avem un scop formulat cu obiect, obiect se spune acțiunea, chiar pedagogie, finalitate. Da, e avem o ipoteză credibilă de demonstrată pe partea 3, respectiv observăm de scop și obiectivele, dar și partea 3 care sunt prezentate corect în nota. Apreciem aceste criterii sau sunt nouă direcții și apreciem importanța teoretică a cercetării, în special a noi se poate că sunt mai multe decât asta, dar e prima care are via a venit cu noi, deci unii asumându-și de promovarea. Dacă analizăm foarte atent textul, observăm că principiile sunt respectate, că de aici dar și metodic, demonstrat logic și am observat că a rămas idei, dar a început și a făcut, a venit cu explicații, acolo unde mai acolo unde au fost întrebări. Nu i-am luat. Da. Am zice ce casă ține la care valori nu are, des are clarificente. Șefa departamentului are apreciem relevanța și pertinența referitorului etnologică, ce ea va îndemână cele mai relevante turiști și cepții, am constatat că sunt luate la bază cu adevărat cele mai relevante teorii și asta e ținem să precisăm că observăm un constatăm un cercetător profund de interpretări, argumente, analize, deducții. Observăm că respectă personală atunci când se creează pe ea. Avem o metodologie și bazată pe logică care se la producția care au produs important. Suntem convinși că această cercetare ne-a convins
înseamnă doamne Stefane, înge că trebuie să spuneți că nu știu că e obiectivul sau de test adecvat de apreciem valoarea rezultatului voi da dar vă face la noua direcție face la primul normativ la panorama evoluție și la reconstrucție au știți la dezabătarea care era la bază a niște ea izbului cel care permite abordați că tocmai această abordare este valabilă pentru abordarea și altor aspecte educaționale, adică logica pe care o are doamna Paneș în constituirea pedagogiei bună și pentru alte medii de a fi abordare, astfel cât oamenii înțeleagă care este valoarea acestui lucru. Comunicarea cu alții. Avem, trebuie să apreciez discuții în bază specific de bază de bază de tocmai de măsura noi filologi de fapt de bază de determinați și tocmai acest moment m-a ajutat și m-a dezvoltat și aspect neologic. A respectat etica totuși științific, a respectat raportul de etică profesională, doamna Paneș de dovadă de identitate, date corecte, toate datele. Avem un test foarte test așa cum ar bucur că se apă colegii la Paneș există mulți ani oarea e o există doamna Paneș mulțumim. Doamna Zădăievski, Părină? Doriți? Să vă spuneți, Părină? Da, imediat. Onorată asistență, onorat Consiliu, stimate domnule președinte, eu mă simt, chiar mă simt sincer onorată să fiu parte componentă a acestui Consiliu Științific Specializat. Vă mulțumesc mult pentru încredere. Și voi cere scuze din start pentru abaterea lirică cu care am să vin înainte de aviz, pentru că teza, și teza pe care am citit-o și la prima etapă și la a doua, prezentarea de astăzi, discuția asupra temei abordate în teza de Haderetat, m-au dus cu gândul la versurile lui Eminescu, inspirate tot din teoria mare a lui Immanuel Kant, urmă cu versurile, deci, vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă ce s-o face. Conștientizare, atitudine, comportament. Avem aceasta și în poezia acestei novele lui Eminescu. Sunt fizice, vă văd și eminescene care sunt mereu la ordinea zilei, sunt confirmate și prin actualitatea temei de cercetare, prin motiv că omenirea, societatea, omul în particular, fiind în căutare de nou, sunt să valorifice acel vechi, astfel ajunge să redescopere valorile, după
cum constată și autoarea în lucrarea și în argumentele pe care le aduc. Este și faptul că continuă în civilizația umană este imposibilă fără educație. Conform logicii pedagogice, educația se realizează prin valori și simplu valori. Inclusiv valori morale, acesta fiind și principiul axiologic al educației. Ori, educația în sine este o valoare, reprezintă o valoare. Etica la rândul ei tot reprezintă o valoare. Respectiv, educația fără etică este o non-valoare. În această ordine de idei, valorificarea pedagogică a eticii face parte dintr-un context educațional de mari complexitate filosofică, psihologică, psihologică, culturală, citez autorul, au demonstrat în analiza ideilor procedătorilor din domeniu și argumentele aduse de autoare în lucrare. Acest context ține notația științifică a disertației, care abordează problema eticii dintr-o perspectivă eticologică aparte, care a condus în final la elaborarea concepției prospective a psihologiei eticii, prin abordarea constructivă a inteligenței psihologice etice, ilustrarea valorii acestei în psihologiei transcendentale a formării inteligenței pedagogice etice, formarea psihologiei etice, în baza analizei factorilor de acțiune asupra legăturilor dintre etică și educație, elaborarea modelului pedagogic al reconstrucției etice în instituția educației, formularea ideilor de redimensionare a educației prin crearea de oportunități formative în domeniul eticii. Citat de lucrarea autorului. Toate acestea fiind valori creează cu pretendenta la tipul științific de doctor habilitat. Toate, deci, reprezintă argumente. Deci, toate enumerate anterior, valorile create de pretendentă reprezintă și argumente de constituire și fundamentare a unei noi direcții de cercetare, pedagogia eticii, oportun condițiile când omul, societatea, din nou acceptă pe dimensiunea morală și culturală a educației. Valoarea științifică este susținută și cucetarea instituției și a conținutului unor concepte reprezentative domeniului abordat, ca reconstrucție pedagogică, etica aplicată, melonism pedagogic, meliorism pedagogic, instrumentalizarea eticii, pedagogia eticii, inteligența pedagogică, etica pedagogică, plana etică pe care s-a discutat și astăzi, analizați, prezentați un fost și experiment științific în lucrare, fapt care a fost fundamentat științifică, teoretizarea direcției de cercetare și pedagogiei. Oferirea instituției de educație a un mecanism pasiv de valorificare pedagogică a eticii și explicație, cum scrie și în lucrare autorul, în scopul sporirii nivelului formării inteligenței etice a cadrelor didactice, prin elaborarea și validarea metodologiei transcendentale a formării inteligenței tehnologice, poate fi considerată cu certitudine valoare psihologică a cercetării. Și încă un argument în această direcție sau pe această dimensiune raportată valoarea psihologică a lucrării, este și fapt metodologia elaborată poate fi aplicată special și de elevilor. Disertația prezintă o asamblare a tuturor părinților cercetării, o sistemă specializată a acțiunilor desfășurate de către cercetătoare, materializată în cele 5 capitole și concluzii. Menționăm faptul că este completată cu un fel de prezentări grafice, anexe, care au o valoare praxeologică evidentă, în opinia mea. Modul de prezentare și argumentare și demonstrarea validității ideilor înaintate este foarte convingător și dificil. Disertația elaborată constituie un rezultat de reală configurare valorică a șirului lucrurilor pedagogice, bazată pe un vast material faptic și de parte de pregătire a autorului. În concluzie, considerăm că lucrarea elaborată de către Pani și Alina, doctor conferențiar universitar, corespunde rigorilor înaintate de către Anașe, care au doar autorii merită să se confere titlul științific de doctor conferențiar în educație, specialitatea 5301, teoria generală a educației. Votez tot, cum sunt în sală, și felicitări pretendenții și consultanții științifici cu acest rezultat remarcabil și util de educație. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, îmi permiteți să-mi exprim și eu părere despre această teză. Analiza cuprinzătoare, profundă, făcută de referențe oficiale,
aprecierile dumneavoastră confirmă că cercetarea este una fundamentală de proporții, deosebit de importanță, importantă și actuală. Rațiunea științifică a cercetării realizate de doamna Pane și Aliona este obiectivată de situația socială și cea educațională la nivel global și național. Într-o lume a multiplilor crize, specialiști concentrați domeniului constată că cele mai multe neîmpliniri ale omului contemporan sunt în plan etic, acesta fiind apreciat drept omul subdezvoltat etic. Pătrunderea spiritului economiei de piață în lumea școlii, logica economiei de piață a devenit o dimensiune a politicilor educaționale. Are loc o deplasare accentului de la rolul cultural al școlii și moral la spre cel economic, cum menționează și Piaget. În aceste condiții de determinare între umanism și pragmatism, în care se află și școala, educația trebuie să contribui la formarea unui nou umanism care să favorizeze un comportament etico-moral adecvat timpurilor. Și, ca urmare, preocupările pentru dezvoltarea personală a elevilor sunt vaze marginale și vizează integralitatea persoanei, perspectiva holistică, integratoare și unificatoare, dar nu standardizantă asupra educației. Perspective care implică interdependența socializării, individualizării și personalizării. Dezvoltarea personală, formarea unitară a persoanei, formarea de sine, având la bază autocunoașterea și autoevaluarea, dezvoltarea unor competențe creative, afirmarea de sine, cultura, cultivarea eticii și moralității, a comportamentului etic și astfel, o posibilă depășire a impasului în care se află natura umană în prezent, ar fi tocmai reconstrucția pedagogică a eticii în instituția educație. Probleme cercetate de autoare care au avut curajul și inteligența de a aborda o astfel de temă. Cercetarea valorifică metodologie de cercetare care pune accent pe asigurarea unei linii de continuitate între cercetarea teoretică, metodologică, practică, printr-o abordare normativă, structurală, procesuală, metodologică, praxeologică, adecvat paradigmei moderne de educație, utilizând un spectru larg de metode eficiente de cercetare. Cercetarea asigură deschidere suficientă spre dezvoltarea unei probleme sociale a educației, identificată și analizată pe baza unei bibliografii care a solicitat un volum apreciabil, impresionant, de activitate intelectuală, de interpretare a autoarei, a informațiilor acumulate în contextul temei cercetate la specialitatea teoriei generală a educației. Cercetarea este fundamentată temenic științific. Integrează teorii și în special noțiuni, concepte, idei ierarhizate într-o piramidă, precum piramida noțiunilor lui Vygotsky, în care importanța fiecărei dintre noțiuni crește pe măsura ridicării spre vârful piramidei, în context de menționat clar viziunea autoare în determinarea legităților pedagogiei etice. Acestea fiind însoțite de determinarea faptelor care acționează asupra legăturii dintre etice și componenta educațională. Luate în ansamblu, de rând cu alte noțiuni fundamentale, acestea au devenit o puternică bază epistemologică pentru elaborarea modelului pedagogic al reconstrucției eticii în instituția educației, care este un produs științific original, de valoare incontestabilă, un construct științific paradigmatic cu patru niveluri de referință.
investigațiile practice ale experiențelor de valorificare a pedagogiei etice sunt complexe, determinate și realizate corect. Aplicarea chestionarilor expus a facilita determinarea a 6 criterii de bază pentru elaborarea instrumentelor utilizate în fazele experimentului de constatare, formare și validare. Validarea spectrală experimentală a metodologiei transcendentale a inteligenței pedagogice etice a permis stabilirea nivelului de impact al acestuia, fiind în creștere cu 38%, ceea ce demonstrează importanța demersului întreprins. O analiză de ansamblu a tezii, succedată de o apreciere raportată la standardele de calitate a tezilor de doctor habilitat. Mă refer la anexa 2 a Ordinului ANACET în 2021, care cuprinde 11 poziții și 42 de indicatori, denotă o conformitate predominantă a tezei la cerințele pentru astfel de tipuri de lucrări științifice. Respectarea indicatorilor standardelor respective la un nivel înalt de performanță. Dimensionat noutatea și originalitatea științifică a cercetării, care constă în elaborarea concepției prospective a pedagogiei etice, fundamentarea inteligenței pedagogice și etice și ilustrarea valorii ei în baza metodologiei transcendentale a formării inteligenței pedagogice și etice. Rezultatele principiale noi pentru știință au condus la noua direcție de cercetare pedagogie etice. Printre altele, precizez, oare accentuez aici, sunt prezentate, argumentate 8 criterii, precum se cer a fi formulate de către tezele pretendente la gradul științific de doctor abilitat. În context, sunt dimensionate regulile, principiile, funcțiile, finalitatea, obiectivele pedagogiei etice, formulată concepția prospective a pedagogiei etice, fundamentată pe un șir de dimensiuni integrate funcțional, ilustrând că valorificarea pedagogică a eticii face parte dintr-un context educațional de mare complexitate filosofică, psihologică, antropologică, culturală. Importanța teoretică este consemnată de valorificarea unui ansamblu de concepte cum ar fi reconstrucții pedagogice, instituția educației, etica aplicată, melioriți pedagogice, instituționalizarea eticii, pedagogie etice, inteligența pedagogică etice, pedagog etician, persoană etică, pragmatism, etc., care sunt, de fapt, noțiuni noi care prezintă noutate în pedagogie. Valoarea aplicativă, metodologia transcendentală a formării inteligenței pedagogice etice ilustrează valoarea cercetării din perspectiva oferirii instituției educației a unui mecanism facil de valorificare pedagogică a eticii aplicate. Printre drama de apreciere înalte a conținutului tezei, personal apreciez atenția acordată managementului ca domeniul al abordării etice. Specificării deciziilor etice ale managerului și criteriile de apreciere în acest sens. Legalitate, utilitate, bun simț, echitate, responsabilitate, cultură managerială, cultură organizațională. Autoarea stipulează că profesorul modern, postmodern, în instituția educației propune schimbarea concepției despre școală, despre elev, profesor, învățare și deplasarea preocupării de la activitatea de predare spre managementul educațional, punându-se accent pe organizarea mediului de învățare, pe dialog, pe stabilirea unor relații productive între elev și profesor, fapt care, în opinia autoarei,
conferă în pedagogie alte dimensiuni. Clar viziunea pedagogică, științifică, demersul științific determinat, corect și realizat în toată plinătatea sa, a problema, scopul, obiectivele, ipoteză, respectarea, precum și respectarea riguroasă a activităților gândirii. Mă refer aici la aspectele de conceptualizare, înțelegere, rezolvarea de probleme, creativitate, a permis autoarei să producă valori științifice semnificative, specificate în noutate și originalitatea cercetării, problema științifică soluționată, valoarea teoretică și practică a cercetării. Doamna Paneș Arionă a realizat o cercetare științifică originală, exemplar, care corespunde prevederilor standardelor de calitate a tezilor de doctor habilitat și merită acordarea titlului științific de doctor habilitat în științe ale educației. Specialitatea 531.01, Teorie Generală a Educației. În context, apreciem mult contribuția consultantului științific, a profesorului universitar, doctor habilitat în pedagogie, doamna Tatiana Cialo, doctor honoris causa a Universității Pedagogice de State Unpeang, care detectează cele mai stringente probleme de cercetare și ne delectează cu abordări inovaționale precum și această cercetare. Rezultatele acestui tandem de cercetare a temei respective confirmă justesa afirmației că elementul cel mai caracteristic al conduite inteligente a omului este aptitudinea de a forma și integra concepte. Aspect care este caracterist pentru autoarea tezei și consultantul științific. În convingerea mea, cercetarea este una din cele mai importante și actuale din ultimii 10-15 ani de zile, dat fiind că n-am avut așa tematică. N-au fost astfel de teze examinate. Și consider necesar a fi prezentată la concursul teza de excelență anul. Mulțumesc pentru atenție. Oferim cuvântul doamnei Paneș Arionă pentru a răspunde la anumite observații, dar considerați de cuvinte, care au fost făcute de către membrii Consiliului Științific. Mulțumesc, domnule președinte, onorat Consiliul Științific Specializat. În primul rând vrem să vă mulțumim pentru atitudine, pentru apreciere și constatări și evident că vom ține cont de sugestiile aduse de către dumneavoastră în ce privește ceea ce avem. Teza, deci cercetarea este citată, teza managementul eticii care deja a fost ținută și evident că are o deschidere prin noile cercetări la nivel de studii doctorale în care ne-am străduit să promovăm ideile de conceptele de creativitate etică, atitudini etice, evaluator etic și educație morală promovată, valorificată prin disciplinele economice la nivel de... Vă mulțumim. Acum, următoarea etapă, eu vă rog cei care sunt aici invitați și din păcate și referență oficiali, să ne lăsați câteva minute. Așa, doar câteva minute. Stimați membri ai Consiliului Științific, onorată asistență, vă aduc la cunoștință, vreau hotărârea Consiliului Științific Specializat din 20 decembrie 2023 cu privire la rezultatele susținerii publice a tezei de doctor habilitat în științe ale educației, reconstrucția pedagogică a eticii în instituția educației. Specialitatea 531.01, Teorie Generală a Educației, autoare
Paneș Aliona, doctor conferențiar universitar. Decizia Consiliului Științific. În temeiul celor examinat, e spus mai sus, și în conformitate cu actele normative ale ANACET, Consiliul Științific Specializat, specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației, decide a conferi doamnei Paneș Aliona, doctor conferențiar universitar, titlul științific de doctor habilitat în știința ale educației, la specialitatea 531.01 Teoria Generală a Educației. A solicita ANACET să elaboreze doamnei Paneș Aliona, doctor conferențiar universitar, diploma de doctor habilitat în știință ale educației. 3. A recomanda teza de doctor habilitat în știință ale educației, reconstrucție pedagogică a eticii în instituția educației, specialitatea 531.01 Teorie Generală a Educației, autoare Paneș Aliona, doctor conferențiar universitar, la concursul teza de excelență anul. Au votat pentru această decizie 5 membri, toți pro, contra nu sunt. Semnătura respectivă este. Cu aceasta vreau să felicităm doamna Paneș Aliona cu această decizie, cu acest nou statut social. Indiscutabil, vă dorim dumneavoastră să vă aducă folos în activitatea dumneavoastră profesională, în viața dumneavoastră personală, să aveți satisfacții de la cele realizate mai departe. Cred că o felicităm în mod deosebit și pe doamna Tatiana Talo, consultantul știu. Postim, doamna, dacă... Cu aceasta am încheiat... Da, poftim. Mulțumesc, domnule președinte, onorat Consiliu, stimați referenți oficiali, oaspeți și mulțumesc, doamnă consultant științific. Vă mulțumesc tare mult pentru tărie de caracter că ați participat la la expertizarea cercetării noastre la mai multe etape, nefiind aceasta unica etapă de evaluare și expertizare a cercetării, respectiv pentru constatările care ne-au ajutat, sugestii care ne-au ajutat noi de nu doar textezi, dar și în devenire de a fi inteligent la nivel de comportament, la nivel de scop, identificat. În mod special aș vrea să aduc mulțumiri administrației universității în corelație cu întregul colectiv, cu cercetare care a fost în numărată state de există, nu se face de unul singur, de aceea vreau să spun întregul colectiv. Evident că mi-am stat părerile sugestiile autorilor de azi, nu în ultimul rând sau în aceeași măsură vreau să aducem mie colegilor mele de la catedră, de la actual departament, care permanent au fost alături și au manifestat deja vedit valorile promovate către noi. Vreau ca să mulțumesc colegilor care ne-au asigurat și partea tehnică, respectiv aș vrea
în mod deosebit, în mod, deci la nivel deja, în mod deosebit, doamnei profesor Tatiana Caloc, care m-a ghidat nu doar la nivel de gestii, dar chiar și în întrebările adresate adăugător la sau până la elaborarea tezei în varianta marită. Deci ne-a ghidat nu numai la nivel de ziceam de tezei, dar și sper eu în devenirea unei persoane etice, așa cum lucrarea. Noi vă mulțumim dumneavoastră. Vreau să aduc mulțumiri și pentru faptul că datorită voastră s-au făcut vorba această stare. De acolo am pornit de la punerea ca să participăm la concursul la bursa Mulțumim, stimați colegi, pentru participare. Un an mai bun, 2024. Realizări frumoase, bucurii de la viață, sănătate și pace. Declarați cu aceasta declară închisă ședința.